pentru fetele care nu mă cunosc și poate intrați prima dată în live-urile pe care le fac eu. Sunt Maria Savchenko, nail trainer. Sunt din Republica Moldova. Din 2017 locuiesc în București. Aici am și academia, aici predau cursuri. Și, bineînțeles, a fost o decizie a mea să fac și live-urile acestea și îmi place enorm de mult interacțiunea mea cu voi. Da? Deci, vă salut! Vă salut pe toate! Văd aici că îmi trimiteți inimioare, îmi trimiteți și trandafiri. Mulțumesc tare mult! Fetelor, deci astăzi voi realiza un oval, forma oval, iată, o porcie, da? Forma aceasta ovală, care e foarte îndrăgită de majoritatea clientelor, pe care am îndrăgit-o și eu și o port cu mare drag. Da, fetelor, dați acolo, tap, tap, inimioare. Așa, vă șoptește colega mea. Deci, așa cum v-am obișnuit, am pentru voi și surprize, coduri de reducere. Vom face ovalul, așa cum v-am spus, cu un design embosat, să-i spun așa, da? De suprafață deja. Nu vom mai încapsula designul în tips, ci îl vom crea pe suprafață. Îmi place mult și acest design, da? Pentru că dă așa un relief și un efect mai spectaculos. Așa. Citesc și eu comentariile voastre. Fetelor, spuneți-mi și mie, de unde voi sunteți? De unde urmăriți live-ul acesta? Sunt foarte curioasă. Sunt și fete din, nu știu, din alte țări, sau sunt doar din România, sau sunt și din, așa, București, Botoșani, Covasna, Timișoara. Ce drăguț! Sălaj, Tâmbovița. Foarte drăguț! Arad. Deci sunt UK, iată, Raluca, da, Vâlcea, Suceava. Deci majoritatea sunteți din România, dar sunt câteva fete și din afară. Așa. Da, fetele, mă bucur. Mă bucur că sunteți aici. Deja suntem 134. Așa. Deci, o provocare pentru voi. Ca să se activeze codul de reducere pentru lenj, da? Data trecută v-am dat cod de reducere pentru freze la 100.000 de inimioare. De data aceasta vă dau pentru lenj și iarăși trebuie să ajungem la 100.000 de like-uri. Eu știu că puteți. Că m-ați uimit și data trecută. Deci nu m-am așteptat să fiți atât de receptive și atât de... Dar asta îmi spune că vouă vă place ceea ce vă arăt aici și atunci este reciproc, da? Așa. Suceava. Suceava, Suceava. Mă bucur, fetelor, că sunteți aici. Deja suntem 156. Eu zic să pornim treaba. Întorc camera. Vă prezint produsele cu care voi lucra eu. Deci, în primul rând, trioul acela cu care v-am obișnuit, adică nail prep-ul, bonderul și base gel. Da? Se vede? Se vede. Hai să-i dăm un pic de zoom. Ia. Așa, cred că e mai bine. Da? Deci trioul acesta, pe care îl folosesc de fiecare dată, da? Nail Prep, Ultra Bonder, Luxurize și Nova Prime Base Gel. Acestea sunt produsele pe care eu le folosesc întotdeauna în pregătirea unghiei naturale. După care voi folosi aceste două geluri. Hai să vi le arăt pe rând. Deci, ia să întorc și lumina asta. Că e mai bine așa. Da. Așa. Revoflex Builder Gel. Să vă arăt și culoarea. E delicioasă.
Îmi place mult culoarea asta. Așa. Cappuccino se numește. Cappuccino. Și încă una. Acesta e Jelly Flex Builder Gel. Uitați-l. Și ăsta e delicios. Le ador. Așa. Haideți să-l închidem. Acesta este Aurora Bliss, da? Dacă vreți, le puteți face captură de ecran. Da? Ok. Și topul. A rămas să vi-l arăt. Voi folosi în cartierul francez nordului, dacă știi zona. Topul acesta îl voi folosi. Așa. Și ca design, ia uitați, ce am folosit și data trecută, am folosit scoici. Acum voi folosi câteva din perluțele acestea, pentru că voi mi-ați spus data trecută că iubiți perluțele. Deci voi folosi câteva din perluțele acestea, le voi încadra așa prin designul ăla embosat pe care îl voi face. Topul vi l-am arătat și gelul acesta. Deci, cred că și data trecută l-am arătat, da, da. Și data trecută l-am folosit un pic în tips. Acesta este. Este un gel de pictură, da? Un painting gel auriu, care nu curge deloc. Deci este destul de viscos și puteți realiza lucrările astea, tipurile de design embosat. Foarte, foarte frumos, nu necesită top de deasupra, deci e minunat. Încă ceva, deci această bază rubber este foarte bună pentru a lipi pietricelele sau perluțele, da? Deci dacă vă doriți să aplicați pietre, perle, cu această bază rubber le puteți aplica și vor rezista. Așa, și bineînțeles tipsurile acestea. Tipsurile cu apexul poziționat la 50%. Nu știu cât se vede, probabil se vede. Sunt aceleași tipsuri pe care le-am folosit și data trecută. Vă puteți face o captură de ecran. Deci v-am arătat tot ce voi folosi eu azi. Hai să vă arăt și pilele. Asta nu vi le-am arătat. Da, sunt de la Luxorize și Sensopro. Caviarul tot cu baza rubber se pune? Caviarul poți să-l pui și top, dar într-adevăr nu se ține bine cu topul și mai bine în bază rubber să le aplici, însă să nu aplici foarte multă, deci trebuie să pui câteva picături. De mânuța, să arătăm. Da, deci acestea sunt unghiuțele pe care lucrăm noi azi. Modelul meu de azi. Hai să văd ce geluri recomandați pentru cele care au alergie la produsele pentru unghii. Așa. Păi acestea Hema Free sunt foarte bune. Însă, fetelor, aveți grijă ce soluții de curățare, de ștergere, da, folosiți. Pentru că dacă conțin acetonă, aia s-ar putea să fie problema. De la acetonă. Așa că, ce să zic? Na, așa. Și vom începe. Da? Primul pas. Se vede bine? Ok. Voi împinge cuticula, da? Ușor. Din centru spre dreapta, din centru spre stânga sau dintr-un sinus în celălalt, cum vreți voi. Nu există o regulă aici. Important e să desprindeți cuticula de placa unghială. Ok. Așa, se vede? Așa. Fetelor, să nu uitați de inimioare, da? Ca să se activeze codul de reducere. Câți bani iei pentru unghii? Ce întrebare bună, câți bani iei pentru unghii? Păi da, bineînțeles.
scrie-mi în privat și îți voi răspunde. Caută-mă pe Instagram maria.savchenko.academy și scrie-mi, o să-ți răspund acolo. Faci cu tips sau? Cu tips, șablon. Cu tips. Așa, v-am arătat și tipsurile. Maria.savchenko. Da. Deci când împingem cuticula, împingem un pic și înspre clientă și parcă un pic așa, și în sus, da? Cât ne permite, că nu întotdeauna faldul e mare sau ne permite acest lucru. Înspre clientă și un pic în sus. Ok, voi folosi, imediat vă arăt, ups, acest capăt de freză. Mhm. Îl găsiți tot pe Kitungi. Așa, și freza, bineînțeles, e cea brushless, hai să vă arăt. Aceasta. Da, aceasta este freza pe care o folosesc. Brushless, o găsiți și pe kitungi.ro. Este pe cât de puternică, pe atât de silențioasă. Așa. Pe forward. Începem. Iată, am pornit. O să vedeți că aproape nici nu se aude. Ia uitați. Cât o auziți? Ia să-mi spuneți. Concurs faceți azi. Hai să mă gândesc. Ce? Ia propuneți voi. Ia să vă văd pe voi, ce vă doriți voi, ce cadou vă doriți voi să vă dau și vă las tot pe voi să spuneți condițiile concursului. Ia să vă văd cât voi sunteți de creative, ingenioase, cât de creative sunteți. Ce vreți voi să faceți? Realizați și voi manicura aceasta, o reproduceți sau vă vine altă idee? Hai să vă văd. Ia, apropo, la 100.000 de inimioare se activează codul pentru lămpi, da? Codul de reducere pentru lămpi. Mâna mai sus, ok. Haide că o ridic un pic mai sus. Așa, și am început pe forward. Ia să văd cât de... Da, e bine. Așa. Ușor, nu pun presiune pe placa unghială. Lucrez foarte, foarte finuț, da? Așa. Marina, dacă mai sunt acolo întrebări, mi le citești tu. Da, eu încerc să țin pasul, să le citesc eu, dar nu reușesc întotdeauna, așa că mă ajută modelul meu. O să desprăfuiesc ca să am vizibilitate. Așa, și continuăm. Ia să văd, a scris cineva acolo? Dacă am dat două comenzi peste 100 de lei, dar le-a băgat în același pachet, mai primesc două pungi? Nu cred. Nu cred, dar îți răspunde colega mea. Concurs faceți azi. Fetelor, da, vreau să fac și concurs azi. Dați voi o sugestie. Data trecută eu v-am zis să reproduceți manicura pe care am făcut-o eu în live. A câștigat cineva o lampă, da? Ăla a fost cadoul. Astăzi voi trebuie să lăsați inimioare aici, 100.000, și vă activez codul de reducere pentru lămpi. Da? Data trecută v-am dat pentru freze, data aceasta vă dau pentru lămpi, cod de reducere. Și, bineînțeles, vreau să văd cât de creative sunteți și să-mi dați voi sugestii. Freza brushless, Nail Revolution, asta este mandrina. Imediat o să o arăt iar. Vreau să văd și eu cât de creative sunteți. Hai, dați voi acolo sugestii. Ce provocare să vă dau ca să vă ofer un cadou. Mă gândesc eu ce cadou să vă ofer. Data trecută v-am oferit o lampă. Data asta poate vă ofer un aspirator, de exemplu.
Dar scrieți-mi voi acolo sugestii. Ce vreți? Ce provocare vreți să vă dau? Așa. Ia, hai să vă arăt freza. Că tot m-ați întrebat. Iată, asta este freza pe care o folosesc. Și ați văzut cât de silențioasă e. Foarte silențioasă și totodată și puternică. Pornesc ea. Ați văzut că nu face gălăgie aproape deloc. Adică mă auziți, cred că destul de bine. Dă mai așa. Mai așa. Ok. Ia să văd eu cât este. 928, 904. Deja s-au adunat multe fete aici. Haideți, dați-mi sugestii, fetelor. Ce provocare să vă dau, ce provocare vă doriți pentru un cadou, pentru un aspirator, da? Data trecută v-am dat o lampă. Ia să văd. Ce albă să-mi recomandați? Să fac o poză. Sigur, imediat. Hai, o secundă că îl aduc. Am un alt laptop tare drăguț care îmi place. Uite, asta este Milky White. Este Revoflex Builder Gel. Și o să aveți și un cod de reducere, vi-l dau mai la final. De-aia trebuie să stați cu mine, vi-l dau mai la final. Codul de reducere pentru aceste geluri. Iată. Îmi place tare, tare mult. Deci e destul de viscos și nu curge. Așa că puteți să realizați tehnica aia fără pilire foarte ușor cu acest gel. Da? Revoflex Builder Gel. Milky White. Mai am aici unul, dacă tot m-ați rugat să vă arăt, hai să vă-l arăt și pe ăsta. Poate cineva îl iubește, e mai viscos, e ca un jeleu, e tip jeleu și e un pic mai albicios. Dacă vă place, îl folosiți pe ăsta. Îl puteți amesteca cu puțin clear, dacă vi se pare prea alb sau prea... El e un pic mai alb decât celălalt. Îl puteți amesteca cu un pic de clear, da? Este Jelly Flex Builder Gel. Așa. Ok, hai, mai departe. Mai departe la treaba noastră. Așa, am rămas la degețelul ăsta. Ok. Și la fel, fără să depun mare presiune pe placa unghială. Ușor, ușor. De tot merg și curăț bine buzunarul acesta, da? Și desprind. Deci curăț bine placa unghială. Și desprind foarte bine cuticula. Cred că am fugit. E ok. Câte fete sunt aici live cu noi? 401. Fetelor, mi-aș dori să stau aici și să... să citesc eu toate comentariile, să vă cunosc mai bine. Cu siguranță ne putem cunoaște mai bine interacționând de fiecare dată, da? Când intru eu live. Aș vrea să vă cunosc și provocările pe care le aveți în domeniul ăsta. Ce provocări întâmpinați la voi? La congresul, nu dați și poligel glitter? Cum? N-am înțeles. La congresul, nu dați și poligel la congresul? Poate la concurs. A, la concurs. Să dăm și poligel. Da, bună idee. O să mă gândesc și la asta, de ce nu? Dar aștept sugestiile voastre, fetelor. Scrieți acolo. Ce provocări, ce provocare să vă dau eu vouă pentru acest concurs, ca să câștigați un aspirator. Scrieți voi, ia să văd cât de creative sunteți.
Dacă nu veniți voi cu o idee, bineînțeles că o să vin eu. Dar vreau să vină și din partea voastră. Și cum v-am spus mai devreme, chiar îmi doresc să vă cunosc. Știu că e cam imposibil așa. A scris cineva întrebări din live. Am prins așa din fugă comentariu. Dar vrem provocări, să ghicim ce soluție de pregătire ai spus. Aha. Deci vreți întrebări. O întrebare din... Bună, da, bună sugestie. Ok. O să țin cont de ea. Haideți, mai scrieți. Sau freze. Ce zici? Sau la freze. Ok. De data asta deja am zis că o să vă dau cod de reducere pentru lămpi și cadou, mă gândesc că ar fi ok, un aspirator, având în vedere că am dat o lampă. Ce pilă folosiți? Ce pilă sau freză? Cred că la freză te referi. Probabil pila, scris. Da. Probabil freză. Hai că ți-o arăt. Uite cum arată mandrina și cred că se aude cât de silențioasă e. Ah, cred că te refereai la capătul de freză. Hai să opresc un pic să, ca să îl vezi. Uite, e unul albastru, da, nu e cel mai fin pentru că am observat că pe unele locuri mai are puțin material, da, și atunci am ales unul mediu, așa, de duritate medie, nu e chiar cel mai fin și îl găsești pe Kitunghi, da? E destul de bun capătul acesta. Sete geluri colorate luxuries. Ne... Frenci. Luxuries. Da? Cu. French. A, vrea cineva să facem French? Interesant. O să... Uite, o să fac data viitoare un French. Pungi, gemuri, freză. Dacă aș băga pungi de sterilizare, mănuși de unică folosință, ar fi super. Dacă am băga, cum? N-am înțeles. Dacă aș băga pungi de sterilizare, da, mănuși de unică folosință, a, pe site. Ar fi super. Bună, bună sugestie. O să ținem cont de treaba asta. Mulțumim. Ce pentru... preț are un aspirator? Păi, prețurile le găsești pe site. Da, da, le găsești pe site. Sunt prețuri și mai mici, și mai mari pentru toată lumea. Poți să ne arătați niște tipsuri pătrate din care putem face și slimuri. Mhm. Puteți folosi și tipsurile pe care le folosesc eu azi. Așa, și îți voi mai arăta imediat încă o cutie unde găsești. Imediat îți arăt. Și ce tipsul cu zero. De data asta o să realizez un design de suprafață pe formă ovală. Imediat să îți arăt cutia. Deci cutia asta, aceste tipsuri, ia mânuța, le folosim azi. Sunt cu apex-ul poziționat la 50% și imediat vă arăt și tipsurile pe care puteți să realizați slim, da, cu zero apex. Ce boghi au fost înainte? Uite, astea din live-ul trecut. Da, astea au fost înainte. Așa, iată cutia cealaltă. Stai, ia mânuța un pic. Deci, fetelor, aceasta este cutia cu tipsuri, cu, deci în care sunt și tipsurile cu zero apex, da? Uitați-vă. Aici sunt. Da? Și puteți realiza slimul ăla frumos, cum vă place vouă, da? O să facem și noi într-un live. Da? Au zero apex. Însă și cu acestea pe care le folosesc eu azi, puteți să realizați un slim clasic, da? Care are un mic apex. Da? Acestea sunt tipsurile cu apexul poziționat la 50%. Bună, se vede, eu cred. Sunt începătoare. Te rog mult un sfat. Un sfat pentru începătoare? Dacă îți place domeniul ăsta, să nu renunți. Deci, pentru că piedici apar întotdeauna, să nu renunți. Cred că e cel mai bun sfat pe care aș putea să ți-l dau. Altul, ce să zic, dacă vrei să-ți spun ceva despre produse, păi
Trebuie să le testezi, să vezi cu care te împaci tu cel mai bine. Iată gelul pe care l-am arătat eu mai devreme, acela lăptos, uite că l-aveam Milky White. Deci ăsta, pentru tehnica fără pilire, este absolut spectaculos pentru începătoare. Pentru fetele cărora le trebuie un pic mai mult timp, da, ca să modeleze gelul. Deci ăsta este, el nu curge atât de mult ca alte geluri și poți să-l modelezi, da, mai mult timp. Aici mi-a rămas ceva. Stai. Eu stau și cu camera în față ca să vedeți voi bine. Ce model să... faceți? Păi realizăm o formă ovală și un design de suprafață de data asta. Da? Dacă am făcut în live-urile trecute, am făcut design încapsulat în tips, de data aceasta vom realiza un design de suprafață. Vreau să vă uitați la cuticula asta, că este destul de mică, încă n-a reușit să crească. Așa că eu voi tăia doar unde e nevoie. În rest o să o șlefuiesc. De la câți ani e indicat să-mi pun unghii cu gel? Fetelor, eu recomand de la 16 ani și nu mai devreme. Da, deci mi se pare că nu e pregătit corpul să, da, să, nu știu, să primească, ups, te-a durut? Nu. Să primească aceste materiale, din punctul meu de vedere, de la 16 ani. Însă, vedeți voi, cu acordul părinților oricum. Așa. Voi tăia foarte puțin, deci, deci e foarte... Nu se vede de la scris. Nu se vede de la scris? Da, e scrisul exact acolo unde sunt unghiile noastre. Ah, ok, ok. Iată, aici și s-a înroșit. Înseamnă că mai sus prind bine. Ia stai puțin. Stai puțin că o să le și arăt fetelor o chestie. Că aici a și sângerat deja un pic, n-are nimic, deși eu mă strădui. Am și zis de la început că e mică de tot cuticula și punem puțin alustat. Că să știți că e ceva ce vă va fi util. Da? Pe un bețișor, puțin alustat și punem presiune pe acea zonă. Alustatul ce va face? Va crea ca o peliculă aici, va sigila rana asta, da? Ok. E bine. O să le șlefuiesc, da? Cuticula a fost tăiată nu de mult, acum câte zile? O săptămână. Nu, cred că mai... Da? Totuși o să încerc de aici să mai tai puțin. De-aia e așa de sensibilă, că a fost tăiată recent. Ok, și o voi șlefui cu același capăt de freză, da? Și cu apă. Deja ați văzut din live-urile trecute. Ce ai spus pe rana aceea micuță? Alustat. Hai să vi-l arăt. Deci, acesta este. Și vi-l recomand și vouă. Alustat. Așa se numește. Da? Este... cea mai bună soluție. Ok. Deci, uitați-vă. Am luat cu apă, moi capătul de freză, este pe forward acum, și voi șlefui. Deci nici nu mai bag foarfeca, că e destul de... Da, nu e nevoie. Am încercat ce ai văzut. Se vede? Sunt... Ok, se vede. Haideți, fetelor, să nu uitați că se activează codul de reducere la 100.000 de inimioare. Așa că... Așa? Ok. Așa că fiți active. Așa cum și eu mă strădui să vă răspund la orice întrebare. Am și eu de la voi o cerere, să zic așa. Și totodată vă și dau în schimb... un cod de reducere. O găsiți pe net, se găsește peste tot. La farmacie tot? Și la unele farmacii, bineînțeles.
Este absolut necesară să o aveți în salon. Absolut necesară. Da, încă o chestie. Mare grijă cu ea, pentru că acolo unde ați atins placa unghială cu această soluție, gelul se va desprinde de pe placa unghială. Și atunci o să vedeți imediat ce o să fac eu. L-am lăsat un pic să se usuce, da? Și voi veni cu freza încă o dată în zona aceea. Da? Ca să mă asigur că am curățat acel produs de pe placa unghială. Un pic mai aproape. Încă un pic, așa. Așa. Deci, vedeți, e suficient să merg să șlefuiesc un pic cuticula. Deci, chiar nu trebuia să foarfec ca să o bag deloc. Și cum se numește, te rog, ce cum se numește? Soluția de pe rană? Da, cred că despre asta merge vorba. Da, uite, stai, ia-mă. Asta-i. A lustat. Da? E specială pentru sângerări, da? Pe câte rotații e freza acum? 22. 22 de mii. Acum voi puteți o dați și până în 20. Depinde de grosimea cuticulei, da? Eu acum n-am venit cu foarfecă deloc, așa că am de șlefuit ceva. Dar când nu e de șlefuit, puteți să dați și până dar în 15.000. Cu ce uzi freza? Cu apă. Deci e apă de la robinet. Nu e altceva. Apă, apă. Și îmi place foarte mult tehnica asta, să zic așa, de șlefuire cu apă. Hai să mai vede ceva. Te doare? Ok. Și merg pe forward, da? Pe forward și curăț bine, bine tot ce se vede. Și faldurile laterale și faldul proximal. Da, da, cu apă. Uh-huh. Da. Cu apă încercați și o să vedeți ce de mult o să vă placă. Și acum am... opa! Pe revers am schimbat poziția frezei, da? Rotațiile. Sunt pe revers. Și la fel, merg ușor. Nu pun presiune. Dă-i un pic mai... așa, cred că e mai bine, nu? De ce dai cu apă? Păi, gândiți-vă și voi. Ce face apa, de fapt? În primul rând, îmi răcește freza, da? Că eu, ați observat, o moi destul de des în apă. Da? Și în al doilea rând, ce face apa? Creează și o aderență, să-i spun așa. Hai să vă dau un alt exemplu. Iată, noi când stăm mai mult cu mâinile în apă sau chiar în piscină, cu picioarele în apă, ce se întâmplă? Pielea noastră se înmoaie și se face așa mai albicioasă. De ce se întâmplă lucrul acesta? Ia să văd. Ce trebuie să răspundeți pentru a câștiga aspiratorul? Hai că vă spun un pic mai încolo. Mi-a dat cineva o sugestie să vă pun o întrebare din live. Mai aștept încă o sugestie și apoi o să iau decizia. Cum ziceam eu, v-am întrebat de ce pielea noastră se înmoaie așa și se face mai albicioasă atunci când stăm mai mult în apă. Ia să văd, îmi spune cineva. Dacă vreau să fac alungire, da. Trebuie să dau jos tot materialul? Nu tot. Depinde, de fapt. Dacă vrei să pui altă culoare a gelului și dacă dai jos doar, să zicem, 70% din material, va transpare materialul ăla vechi. Da? Și atunci eu zic că trebuie să dai undeva 90-95% la sută jos din material, da? Când folosim revers și când folosim forward? Păi da, iată, când pilim, eu acum pilez pe revers. Când pilim din centru spre stânga, voi pili întotdeauna pe forward. Și când pilesc din centru spre dreapta, întotdeauna e pe revers. Da? Nu știu, notați asta sau... nu știu cum să fac. Ca să... mai sus? Ok.
Stai, încă un pic mai așa. Cred că așa. Mai sus spre mine. Da, așa deja e prea. Încă un pic. Se vede prin centrul... Uite așa. La tine întârzie imaginea. Da, eu zic că așa e bine. Încă un pic, mai încoace. Așa. Și iată așa, șlefuiesc cu apă. Da, începusem să, da, să vă întreb, adică v-am întrebat de ce pielea noastră se face așa albicioasă atunci când stăm mai mult în apă. Pentru a crea aderență, da? Pentru ca să nu alunecăm, da? Când stăm prea mult în piscină, se albește pielea și se zbârcește, parcă așa. Iată și în cazul ăsta, eu când am capătul de freză umed, da? Se creează ca o aderență și freza pilește mai bine pielea asta îngroșată, da? Și cuticula, mai ales aici, în faldurile laterale sunt destul de uscate de cele mai multe ori. Și atunci se șlefuiește mult mai bine. Ați înțeles de ce nu moi în apă? E totul destul de simplu. Ok. Dacă va mai fi cazul, la sfârșit eu pot un pic să mai șlefuiesc. Acum voi merge foarte puțin și finuț cu pila, foarte puțin. Nu e nevoie să pilesc agresiv, nu e nevoie să... Voi puteți să piliți și în afară, înainte de șlefuirea aceasta a cuticulei, fiecare cum e obișnuit. Eu sunt ok și așa, pentru că am deja control asupra pilei și... Da, voi cum doriți. Ori faceți așa, ori primul pas întâi pilirea, apoi șlefuirea aceea, cum vă e vouă mai comod. Așa, deci folosesc pila, uitați-vă, Senso Pro, 150x180. Și șlefuiesc placa unghială, vreau să dau jos și din materialul acesta vechi. Mai e puțin, mai e foarte puțin pe placa unghială, nu mai e mult. Aici, în schimb, nu prea mai e material și eu vin foarte ușor, foarte ușor și finuț. Pe placa unghială naturală, în general, trebuie să mergem doar cât să luăm luciu, da? Nu punem presiune și nu pilim foarte agresiv. Se vede. Așa. Ce întrebări mai aveți, fetelor? Ce provocări mai aveți voi în domeniul ăsta? Mai ales voi, cele începătoarele care ați început de curând. Care sunt provocările pe care le întâmpinați? Scrieți-mi acolo. Așa. Deci pilim cu atenție. Fetelor, să nu uitați de... Îmi fac mereu singure semii, dar aș vrea să le fac migdală, dar nu știu să le pilesc. Da, pilirea, ce să zic? După... Puteți explica puțin pașii? Da, pașii de pilire. Păi nu pot să-ți explic acum că nu fac o migdală. Însă o să vezi pilirea... La forma aceasta ovală. Nu e mai ușor cu freza să mătuiți? Da, se poate și cu freza, dar mie nu-mi place, să zic așa, porozitatea pe care o lasă freza. Eu am probleme la finish, sunt lipicioase. Sunt lipicioase la finish? Păi înseamnă că topul are strat de dispersie. Și atunci îl ștergi cu cleaner, da? Întâi usuci bine topul, da? Polimerizezi în lampă bine, după care lași câteva secunde să se răcească și apoi ștergi stratul acela de dispersie. Ce facem după ce am aplicat soluția care oprește sângele? Ce să facem? Deci, acum ajung la unghia aceasta și o să vedeți. Deci, numai puțin, încă un pic de răbdare mai aveți. Aici aș vrea să mai dau un pic.
O să vă arăt, pentru că odată ce am atins cu soluția aceea placa unghială, va trebui să o curățăm altfel. Acum am ajuns aici. Pentru a câștiga aspiratorul, ar fi bine ca cei care vor să participe să reproducă manichiera de pe live? Da, fetelor, și aceasta e o sugestie, o iau în calcul. Știu că ar fi mai ușor să vă pun o întrebare și să răspundeți și să-l câștigați. Totuși eu zic că e mai bine să depuneți și voi un pic de efort și să reproduceți ceea ce fac eu, mai ales că de data asta e și designul ușor și forma. Forma aceasta ovală se realizează destul de ușor cu tipsurile. Revin la ce v-am spus anterior. Deci, în zona aceasta unde eu am aplicat alustato, vin, după ce s-a uscat el, da? Vin cu freza și curăț neapărat placa unghială. Neapărat, altfel se va exfolia gelul. Da? Gata. Deci am mers cu freza un pic, am curățat zona aia și după aia cu pila unde e nevoie. Așa. Da, să nu uitați de chestia asta că... Decât o unghie sau? Nu, nu doar o unghie, fetelor. Eu, după ce termin live-ul, îi fac manicura completă, da? Deci voi sau... Stai puțin. Sau cel puțin o mână trebuie să faceți, da? Cel puțin o mână și să-mi trimiteți poza pe pagina mea de Instagram, îmi trimiteți în privat. Haideți că am și ales împreună cu voi provocarea. Ok, hai să rămână provocarea asta. Deci să reproduceți manicura din live-ul acesta și îmi trimiteți o poză pe pagina mea de Instagram maria.savchenkoacademy. Așa, îmi trimiteți câteva poze plus puneți și pe story și dați tag paginilor Kitunghi și Luxorize și de asemenea paginii mele. Da, deci și pe story. Ok, iată acum unghiuța aceasta este pregătită pentru următoarele produse, da? Pentru aplicare, da? Până nu curățăm bine alustatul care a fost aplicat și pe unghie, că n-ai cum să nu atingi unghia, deci nu putem aplica următoarele soluții de pregătire. Neapărat curățăm bine alustatul. Și eu l-am curățat cu freza, da? Cu același capăt cu care am curățat placa unghială, da? Și am ridicat cuticula. Așa. Răsucește un pic, se vede? Eu stau așa un pic răsucită, pentru că am pus camera fix deasupra manicurii, să vedeți voi bine. Deci asta rămâne provocare, fetelor, pentru codul ăla de reducere, să nu uitați de inimioare, da? Trebuie să îmi lăsați 100.000 de inimioare să se activeze codul de reducere pe care vi l-am promis la lămpi. Data trecută a fost la freze și data aceasta vă dau pentru lămpi. Și mai avem unghiuța aceasta. Haideți, vreau să fiți active, vreau să-mi spuneți provocările pe care voi le întâmpinați, mai ales începătoarele. Sau granulația repila. 150-180. Și eu pilez cu 180, da? 150 merge pe materialul tehnic și 180 pe placa unghială naturală. Eu nu prea recomand pilele cele de 100 și alea care sunt foarte dure, deci mai ales de 80 de grit, sunt foarte dure, deci nu le recomand. Din punctul meu de vedere, atunci când e nevoie de pilire mai multă, putem folosi freza. Da? Pilim cu freza, surplusul, după care venim cu pila aceasta mai fină și finesăm.
Aici o să-i mai dau un picuț. Problema este tăiatul cuticulei. Pe mine le tai ușor, dar pe altcineva mai greu. Oare e pentru că sunt sărace? Nu cred. E vorba de exercițiu. În primul rând, forfecuța, cum o ții în mână. Hai să-ți arăt. Uite, o să-ți arăt acum cum se ține corect forfecuța și te rog să-mi răspunzi dacă și tu o ții tot așa, da? Te rog frumos. Adică... Mi se desprinde mereu materialul de lângă cuticulă. Da. Păi ori n-ai pregătit bine placa unghială, n-ai curățat-o bine, sau... Da. Sau aplici un produs care este prea dur pentru placa ta unghială, da? Poate fi produsul prea dur. Așa, și hai să arăt cum se ține corect forfecuța, ține mâna acolo. Deci, uitați-vă, curbura, vârful vine curbat în exterior, să zic așa, sau în stânga, da? Și eu din partea dreaptă vin și o țin, da? Cu degetul mare și degetul mijlociu țin de aceste două mâniere și degetul arătător este suport, da? La încheietura aceasta. Este suport. Și dă-mi un pic mânuța ca să... nu o să tai, dar îți explic. Deci, din sinus pornești cu o ciupitură mică, da? Eu nu tai acum, doar îți explic. Pornești cu o ciupitură mică și apoi cu tăieri scurte, cu tăieturi scurte, mergi până în celălalt capăt. Cotul meu, cotul mâinii mele se ridică, da, a mâinii cu care ții foarfeca, se ridică și tu răsucești degetul clientei, da? Îl răsucești, da? Când ajungi în partea aceasta, în stânga. Sau invers, dacă ești stângace. Zi-mi, te rog, așa țineai și tu forfecuța? Da? Așa, în poziția aceasta? Cine mi-a scris mai devreme? Eu n-am reușit să văd, dar mi-a citit comentariul tău, colega, de fapt modelul meu. Da? Deci aceasta era poziționarea? Dacă, Dacă era aceasta, atunci făceai bine, tăiai destul de bine, numai că trebuie exercițiu. Așa, am terminat cu pilirea și începem cu aplicarea. Așa, să-mi pun un șervețel aici. Ok. Începem cu aplicarea produselor. Și primul este Nail Purple. Deci, eu v-am spus despre el și data trecută, cum îl aplic eu. Eu, de fapt, cu el ce fac? Șterg. Iată, o să vedeți. Cu oricare pensulă o aveți voi, să fie curată, da? Să nu fie de gel. Eu o am pe aceasta, chiar nu contează. Îmoi bine. Ia, se vede ce fac eu aici? Îmoi pensula, o șterg așa de pereți și acum dă mânuța. Voi șterge... Hai să nu-mi dai. Voi șterge placa unghială și uitați-vă, mă duc cu pensula până sub fald și scot, dă mai sus, așa, și scot tot praful, da? Asta vreau să fac, să curăț, să spăl într-un fel, da? Placa unghială. Spuneți-mi, vă rog, după ce facem alungirea cu tipsul, după aia trebuie să mai punem un strat de gel? După ce facem alungirea cu tipsuri? Dacă te referi la full tips, păi nu mai e nevoie să pui un strat de gel, de ce ai pune? Nu e nevoie. Poți să pui bază rubber, de exemplu, dacă folosești tipsurile alea cu zero apex sau jumătăți. Poți să vii după aia și cu un apex, cu o bază rubber. Da? Dar noi acum folosim tipsurile cu apex, așa că nu vom adăuga încă un strat de gel. Nu știu de ce ai adăuga. Așa, spălăm bine unghiuța. Și uitați-vă ce curată rămâne. Deci noi am absorbit cu ajutorul Nail Prep-ului tot praful de sub faldul proximal, da? Din cuticulă. Tot praful l-am absorbit și placa unghială
s-a și deshidratat, da, a rămas și curată și dezinfectată totodată, da. Mai departe, Ultra Bonder, da, de la Luxorize. Neapărat, Ultra Bonder, de mai aproape. Așa. Deci, iarăși, surplusul îl șterg de pereți. Bună, ce gel folosești pentru tipsuri? Eu folosesc în general tot felul de geluri, tot felul de combinații fac, însă azi le voi folosi pe aceste două. Jellyflex Flex Builder Gel și RevoFlex Builder Gel. Da? Ultra Bonder, la fel ca primerul? Da, e ceva asemănător. Și ca să faceți diferența mai ușor între primerul cu acid și primerul fără, deci eu ăla cu acid nu îl recomand și voi știți că eu v-am mai spus despre asta, pentru că poate provoca chiar și o onicoliză. Vă recomand primerul fără acid și ca să faceți, cum am zis, diferența între ele mai ușor, primerul care are acid lasă placa unghială mată, da? Și primerul fără acid o lasă, iată așa, vedeți? Un pic lucioasă sau umedă, spuneți-i cum vreți. E destul de agresiv acela cu acid. Și după o perioadă o să vedeți că s-ar putea să apară destule problemuțe. Așa. Nu e nevoie să aplic și pe gel. Dacă cumva atingeți, nu e mare problemă, dar important e pe placa unghială naturală să dați. Da? Așa. Ok. Îi lăsăm puțin timp. 60 de secunde. Putem seta timpul, uite, la lămpiță. Chiar așa și o să facem. Vezi, am setat și când se oprește lampa, eu știu că au trecut 60 de secunde și primerul pot să aplic. Fără acid. Se poate simți un pic uleios? Primerul fără nu e uleios. E, mai bine zis, lipicios. Un pic lipicios, așa, da. Ce este Revogelul? Revogelul? Păi iată, nu știu dacă te referi la ăsta. Hai să-ți arăt. Vrei să-ți arăt diferența dintre Revogel și Jellyflex? Uite. Ăsta este Revogelul. E ușor mai nivelant, da? Se nivelează. Și iată-l pe ăsta, Jellyflex, care e ca un geleu. Ia uitați. Asta nu se nivelează. Nu se autonivelează, da? Ce produse îmi puteți recomanda pentru a face mai ușor picturile pe unghi? Păi, bineînțeles, sunt gelurile la painting, da? Special pentru pictură. Cum e și acesta, painting gel, pe care îl voi folosi și eu azi. Uitați-vă cât de vâscos e. Da? Căutați geluri văscoase pentru și pigmentate pentru pictură. Și o să vă iasă foarte bine și frumos picturile. Bună, ce gel folosești pentru tipsuri? Da, iată astea două. Acesta ce folos are? Nu înțeleg întrebarea ta. Ce folos are acesta? Nu știu la ce te referi. Hai să vă arăt baza pe care o folosesc eu, Nova Prime, da? Base Gel de la Luxorize. Așa, și o aplic cu o altă pensulă de gel, pensulă limbă de pisică, e o pensulă Senso Pro. O găsiți tot pe Kitungi. Uitați-vă pensula cum e. Da? Așa, și voi pune câte o picătură de mânuță, a trecut timpul. Voi pune câte o picătură de bază pe fiecare unghiuță. Ia, dă un pic mai așa. Așa. Perfect. Ia să văd eu cât de active sunteți voi. Mamă, avem 53 de mii de like-uri. Ce de bravo sunteți.
Mai avem puțin și ajungem la 100.000 și se activează codul de reducere pentru, v-am spus, pentru lămpi. Data trecută. Ce pasă folosești? Ia, uitați-vă, imediat vă arăt. Hai să pun și aici o picătură. Nova Prime Base Gel. De la Luxurize. Ia un pic. Așa. Asta este. Cred că ați văzut-o. Haide. Așa. Deci am aplicat pe prima unghie, o să vedeți. Deci pensula mea este uscată, să-i spun, nu e chiar uscată, dar va lua cea mai mare cantitate de material. Și atunci, de cele mai multe ori, pe prima unghie, trebuie să mai adaug. Hai să vedem dacă trebuie sau nu. Da, o să mai adaug un picuț. Da, ca să știți chestia asta, să nu lăsați prea puțin material. Nu trebuie să se vadă baza asta ștearsă, da? Trebuie să rămână puțin, dar nici blic să aibă. Da, 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 așa, e bine. Da, nici blic nu trebuie să aibă, dar nici să se vadă, să zic așa, uscată sau... Așa, următoarea. Se vede bine? Se vede, cred. Fetelor, deci provocarea rămâne aceeași. Trebuie să reproduceți manicura aceasta din live, manicura pe care eu o realizez acum, și veți câștiga un aspirator Luxurize. Neapărat lucrările trebuie să le trimiteți pe pagina mea de Instagram, da, îmi trimiteți și în privat, dar puneți și pe story și dați tag paginilor Chitunghii și Luxurize. Și, bineînțeles, paginii mele. Ca să văd și eu. Așa. V-am spus. Este foarte ușor de realizat manicura aceasta. Nu e deloc greu. Așa că, fetelor, chiar aveți șanse. Eu voi analiza lucrările și după aia voi alege o câștigătoare. Știu că vă plac surprizele și cadourile și mie îmi plac. Și nu știu dacă știți, avem și un giveaway acum. Pe pagina mea de Instagram o să-l vedeți pe... Chiar în... Care? Pe în ultima postare, da? O să vedeți. Trebuie să comentați, să scrieți în comentariu, de fapt să etichetați două persoane, da? Din acest domeniu. Și eu voi alege câștigătoarea pe 2 septembrie, da? Condițiile de participare sunt destul de ușoare. Așa că, da. Deci, am aplicat, polimerizăm 60 de secunde. Așa. Ia să-mi scrieți, fetelor, acolo, de unde sunteți, de unde urmăriți live-ul. Am mai întrebat odată la început, dar acum s-au mai adunat și alte fete și chiar sunt curioasă. Din ce colț a lumii, a țării ne urmăriți? Constanța. De ce mi se dezlipește gelul de la, de la baza? Stai, unghială. Eu nu prea pot să văd. Citește-mi tu. Din cauza suportului nu pot să văd bine toate comentariile. Folosit poligel și tipsuri utilizabile. Da. Eu am răspuns... Stai puțin că am aici un puzzle de făcut. Ok. Gata. Am rezolvat. Fetelor, eu am răspuns la întrebarea asta, dar probabil n-ai fost atentă. Deci, atunci când folosiți un material foarte dur pe o placă unghială moale, mai ales în zona cuticulei, se va desprinde 100%. Da? Deci, garantat se va desprinde. Pentru că ai pus un material dur care nu este flexibil și nu se mulează după placa unghială. Nu știu cât ai înțeles din ce ți-am explicat.
Dar dacă vreți, putem să facem, că e o temă destul de lungă, așa, destul de mare. Trebuie să vă explic destul de mult despre produse, ca să înțelegeți care sunt cele mai flexibile, care sunt cele mai dure și care se potrivesc pe un anumit tip de pat unghial. Spuneți-mi, lăsați acolo un comentariu sau vreți să vin și cu live-uri cu multă teorie și nu neapărat cu practică. Adică vă explic teoretic mult, testăm și produse, pot să vă arăt și la tablă unele chestii dacă vreți. Voi doar scrieți-mi acolo. Așa. Ce mai scriu fetele? Cineva a zis, practica e cea mai bună. Fetelor, practica e cea mai bună, dar până nu înțelegeți teoretic și logic de ce aplicăm noi un anumit tip de produs pe placa unghială sau de ce alegem alt produs, deci până nu învățăm teoretic, noi practic când realizăm o manicură, bineînțeles că depistăm sau întâmpinăm tot felul de dificultăți. Dă-mi mânuța. Baza, imediat. Iată. Nova Prime Base Gel de la Luxorize. Așa. Deci, s-a polimerizat. Am aici tipsurile pregătite. Și vă las pe voi să alegeți. Deci, eu am aici două geluri pe care le-am ales. Pe care le voi folosi. Și vă las pe voi să alegeți. Le voi folosi oricum pe amândouă, dar cum am gândit-o eu, să folosesc acesta cu nuanța așa mai de albastru pe două unghii și pe trei unghii pe celălalt. Imediat îi scot căpăcelul. Voi cum vreți? Două cu albastru și trei cu acesta roz sau invers, trei cu albastru și două cu roz? Cum vreți voi? Haideți, aștept acolo să-mi comentați. Mi-am pregătit tipsurile și imediat o să încep să le aplic. Am și lămpița aceasta mică pregătită. Tot o găsiți pe kit unghii. Trei cu roz, da? Sunteți de acord cu mine? Cu roz este de fapt? Da, are puțin, să zic așa, nu... Nu sidef, dar foiță, un fel de foiță, îmi place tare mult. Trei cu roz, așa. Da, deci trei cu roz și două cu albastru. Facem cu albastru inelarul și degetul mare. Sunteți de acord? Sau voi vreți altfel? Unul este geleu. Ia uitați, voi se și vede. Unul este tip geleu care nu curge și ăsta alt este autonivelant. Și acum, ca să vedeți și nuanțele, RevoFlex Builder Gel, da? Cappuccino, e un cappuccino, și celălalt, Geliflex Builder Gel Aurora Bliss. Ok. Deci mut gelurile în partea asta, pentru că voi folosi lămpița și nu vreau să le polimerizez. Așa, mi le las deschise ca să le folosesc. Ok. Deci am rămas la varianta aceea, am aici, deci două cu albastru și trei cu roz. Am aici tipsurile pregătite, voi începe cu acesta mititel, așa, și îmi iau gelul roz. Dă să vedem lungimea, ia. Așa, deci îl pun, o să mă duc până pe la 2. Da? Și după pilire va rămâne lungimea ideală. Trebuie să luăm în calcul că și unghia mică trebuie să fie mai scurtă decât celelalte, da? Având în vedere că e și mai îngustă, deci ea trebuie să fie mai scurtuță. Deci nu o să mă duc chiar până în 2, că am 1,5. Dar lungimea mă orientez după a doua liniuță, da? Ok. Am aplicat așa ca un strat de alunecare, după care
aplic o bulă mai mare, da? De gel. O cantitate mai mare. Așa. Dacă nu aveam poligelul ăsta, putem folosi poligel alb? Nu, fetelor, trebuie să puneți aceeași culoare, aceleași culori. Cumva... De la câți ani considerați că pot avea poligel? De la câți ani? Eu recomand de la 16 și totuși cu acordul părinților. Așa, hai să-mi dau gel într-o parte. Bună Marin? Seara. Puteți să-mi răspundeți la mesajul dat? Ce mesaj? Mai dă-te rog încă o dată mesajul. Sigur, nu l-am văzut și de aia n-am răspuns. Ok, deci, mânuța clientei trebuie să fie în dreptul, sau mai bine zis, degetul pe care eu aplic tipsul, trebuie să fie la nivelul centru corpului meu, da? Ca eu să pot să văd poziționarea corectă, da? Și încă o chestie, dacă degetul e strâmb, nu încercați să-l îndreptați prea mult. Degetul, dacă se duce, unghia, dacă se duce un pic spre stânga, păi și unghia se va duce, unghia tehnică, da? Se va duce tot un pic spre stânga. Nu încercăm să o îndreptăm de tot, pentru că se va vedea după mai caragios când degetul se duce spre stânga și unghia spre dreapta. Marina, mă ajuți cu lămpița, te rog? Deci, ție a apăsat 3 secunde aici. Așa, ia-o mai lângă tine. Și... Uite, o lăsăm așa. Așa, și ții 3 secunde când îți spun eu. Dar nu știu dacă văd fetele ce fac eu aici. A, ok, mi-o dai tu mai aproape. Așa, sub un unghi de 45 de grade, l-am poziționat și cu presiune împing până în cuticulă și până ajunge în șanțuri. Hai, dă-o mai aproape. Așa. Polimerizăm. Nu te arde? Nu. Ok. Mai spre tine. Așa. Ok. Polimerizăm în jur de 30 de secunde. Ridică. Și întorc. Neapărat întorc. Și voi lua surplusul. Surplusul îl iau cu un bețișor, deci eu aproape n-am ce să iau. Eu ce aș putea să fac aici, aș trage un pic pe peretele acesta. Da? Dar cantitatea a fost suficientă încât nici nu e nevoie să iau. Așa, ok. Întoarcem și polimerizăm în lampa mare. Atent, da? Să nu atingi. 60 de secunde. Până ea polimerizează, eu îmi pregătesc următorul tips. Următorul este inelarul și va fi acesta albastru. Da? Acesta tip jeleu. Vreau să vedeți un pic diferența, da? Cum se aplică. Mie îmi place foarte mult să lucrez și cu cel autonivelant și cu acesta. Deci să vedeți cât de ușor e. Ce tipsuri sunt? Tipsurile cu apexul poziționat la 50% din patul unghial și vă arăt ce cutie. Dacă e unghia scurtă, ce folosești? Da, bună întrebare. Întrebare foarte bună. Imediat îți răspund. Deci acestea sunt tipsurile. Până când e concursul, a întrebat cineva, scuze. Fetelor, 3 zile. Deci cred că e suficient să vă dau 3 zile, da? Începând de mâine, da? De mâine încolo 3 zile. Timp de 3 zile, eu cred că e suficient să realizați manicura aceasta. Sau, haideți că mi-a venit acum pe moment. Deci m-a întrebat cineva de geluri. Poate nu le aveți pe acestea. Vă las 4 zile, pentru că aveți timp să vă dați comandă și ele sunt la un preț foarte bun. Mai ales că aveți și codul acesta. Azi vă dau un cod de reducere la gelurile Geliflex. Așa că profitați. Profitați și aveți timp să vă dați și comandă de gel. Vă las 4 zile. Anume pentru asta, ca să aveți timp. Ok. Mai departe. Aplic. La fel.
pot să iau mai mult din prima, adică chiar nu e nevoie de stratul acela de alunecare, pentru că acesta nu se autonivelează. Așa. M-am dus până la a doua liniuță și îl trag ușor și pe pereți, trag peste tot. Oricum, atunci când noi punem presiune, el se dispersează peste tot pe unde trebuie. Dacă ați ales tipsul bine, veți avea și pereți lateral și totul va fi super. Ce întrebări mai aveți? Trebuie un gel anume pentru tipsurile astea? Nu. Ați văzut că eu am folosit și un gel autonivelant și acesta este tip geleu. Am făcut intenționat combinația aceasta ca să vedeți voi că se pot folosi și cele autonivelante și... A, nu am răspuns la o întrebare, da. Acum mi-am dat seama. Puteți folosi și acrigel, și poligel, și geluri autonivelante, și de tip geleu. Da? Vă răspund la întrebarea... Ce facem atunci când e unghia scurtă? O întrebare foarte bună, foarte bună. Nu ai cum să aplici tipsul. Deci trebuie întâi să-i faci o extensie, mai ales când ai unghia foarte scurtă în punctele de stres, da? Dă-mi un pic mâna ta, asta, ca să-i explic. Deci, să zicem că Marina avea unghia scurtă, scurtă, pilită, așa, din carne, da? În cazul acela, ea are nevoie de o mică extensie pe șablon, da? Montăm șablonul și după care venim cu tipsul. Tu poți să faci extensia din gel clear pe șablon, da? O extensie foarte scurtă, nu trebuie lungă, da? nu e nevoie. Da? Faci o extensie micuță după care vii cu tipsul, cu material aplicat, da? Pe suprafață. Cred că am răspuns la întrebarea ta și ai înțeles bine. Așa, vom aplica și tipsul acesta. Uitați-vă, gelo. Deci nu curge deloc. E tip geleu. Da? Am pus până la liniuța a doua. Ok. Hai să văd, să fiu... Așa, să vedeți și voi. Cu mare drag, Gianina. Cred că tu mi-ai pus întrebarea. Acum că mă uit prin cameră la tips și la lucrare, am văzut comentariul tău. Că de obicei mi le citește colega. Cu ce tip de gel se lucrează? Fetelor, cum vă obișnuiți? Eu acum lucrez ușor cu oricare. Iată, aici a fost gelul ăla autonivelant, care curge cât de cât e mult mai fluid. Aici e un tip de gel, cred că pentru voi, pentru cele care nu aveți experiență în lucrul acesta cu tipsurile, e mult mai ușor să lucrați cu acesta care nu curge mult, da? Sau cu acrigel, sau cu poligel, că merge. Însă grijă că un material dur, da, cum este, în general, sunt toate tipurile de poligel, sunt mult mai dure, nu se potrivește pe orice tip de placă unghială. Și în majoritatea cazurilor, nu în toate cazurile, în majoritatea cazurilor, da, dacă e placa unghială prea moale și flexibilă, atunci se desprinde poligelul. Un da? Tipsul odată că mor de enervare. Păi vreau și să vă explic. Dacă ar fi să nu vă răspund la întrebări, cred că imediat era lucrarea gata. Așa, l-am poziționat, presiune. Așa, și mă duc până în șanțuri. Hai, Marina, pornește lămpița. Dacă mai ții minte că trebuie să o pornești. Așa, și las-o jos. Mai spre tine? Așa, mai spre mine un pic. Așa, e perfect. Acesta te arde, a? Da. Așa. Să știți că dacă un gel arde, nu înseamnă că e mai bun decât celălalt. E pur și simplu vorba de compoziția lui, da? Nu e nici într-un caz mai bun sau mai prost sau... Da? Cum se numește gelul? Imediat vi-l arăt să vă faceți captură de ecran ca să aveți acolo. Gata? Ok. Întoarce? Nu, e suficient. Vi-l mai arăt încă o dată. Deci am întors și iau surplusul. Pentru că eu nu am lăsat mult să se polimerizeze și eu pot să iau surplusul ăsta. El e moale, vedeți?
sau să-l iau, sau să-l duc pe pereți, sau, da? Așa. De ce folosim lămpi diferite? Dar nu înțeleg la ce te referi. Cum adică diferite? Asta? A, te referi la asta mică? Păi mă ajută, imaginează-ți cum ar fi clienta ta să ridice lampa aia mare și să vină deasupra tipsului cu ea. E mult mai greu. Și atunci polimerizăm cu lămpița aceasta mică. Hai să vă arăt. O găsiți pe Kitunghi. Iată, așa arată și are... așa arată. De ce îmi refuză materialul? De ce refulează, probabil? Asta refulează. E lămpița. Refulează. De ce refulează materialul? N-ai ținut presiunea. Dacă te referi la refularea gelului în zona cuticulei, înseamnă că presiunea nu ai ținut-o bine. Da? Deci trebuie să pui presiune acolo în zona lunulei. Și presiunea aia se ține, uitați-vă, încă o dată vă explic de la început. Acum punem roz, da? Dacă vă amintiți. Că așa am zis, facem inelarul și degetul mare cu albastru, după care cu celelalte două cu roz. Celelalte trei, pardon, cu roz. Imediat o să vă explic încă o dată, toți pașii. Așa, plecăm. Și o să vedeți că dacă urmați în tocmai, așa cum vă spun eu, nu o să vă refuleze. Rămâne într-adevăr o bordurică mică, mică de tot, dar e foarte mică. Adică cu freza imediat ați luat-o. Așa. Eu sunt tare curioasă. Mamă, avem 62.000 de fetelor. Trebuie să ajungem la 100.000. Haideți! La 100.000 de inimioare. Ce diferență este între acri și poligel? Acri gel și poligel, fetelor, nu e mare, mare diferență. E, să zicem așa, componența chimică. Nu e mare diferență între ele. Pentru voi e suficient să știți, vă zic eu, duritatea și flexibilitatea materialelor. Atât. E suficient pentru voi să știți aceste lucruri. Dacă le știți pe acestea, voi veți ști ce material să alegeți pentru o anumită placă unghială, da? Pentru un anumit tip de unghie. Așa. Ok. Hai să-mi pun gelul în partea asta, să nu-l usuc. Dăm mânuța. Dăm mânuța. Ok. Tu va trebui să-mi pornești lămpița. Vreau să fii atentă aici. Fetelor, încă o dată explic. Ca să nu vă refuleze materialul, da? Deci, țin strâns degetul, cliente. Nu îl las cum vrea ea să stea. Deci, îl țin strâns. După care... Uitați-vă, cu aceste două degete eu țin tipsul, da? Cu presiune pe zona lunulei, eu împing tipsul spre cuticulă și îl las în șanțurile periunghiale, da? Când se așează în șanțuri, eu vin cu lămpița. Hai, Marina! Ține 3 secunde. Așa. Vino mai aproape. Așa. Iată așa. Polimerizăm 15-30 de secunde în funcție de... Nu te arde? Nu. Doar albastru puțin probabil. Deci doar la albastru te arde. În funcție de puterea lămpii, de... Așa. Ia ce bravo sunteți! Hai că am ajuns la 70.000 de inimioare. Mă bucur, fetelor, că sunteți active. Asta mi-arată că ceea ce vă arăt eu aici este de folos pentru voi, da? Am întors mânuța. Ia, se vede acolo? Se vede. Așa. Și dacă e de luat, surplusul iau. Dacă vreau ușor, îl mai plimb. Da? De colo-colo, pe pereți. Cum simțiți voi? Cum... Așa, hai. Punem lampa mare. 60 de secunde, a pornit? Ok. Va fi modelul de la mâna cealaltă? Nu, no, nici într-un caz. Acolo a fost vorba de un model cu design încapsulat în tips. Aici e vorba de un design de suprafață. Da? Vedeți că eu nu am pus nimic în tips, doar gelul și atât.
Dacă unghia este foarte subțire, se rupe da. Repede, se pot păstra pașii folosiți astăzi pe live sau trebuie altceva pentru a se lipi mai bine de unghie? Bună întrebare. Știi ce îți recomand eu dacă vei realiza, da, tot manicura aceasta pe care o fac eu azi, tot cu tipsurile reutilizabile, da, pe o placă unghială moale și subțire. Eu îți recomand să pui întâi ca o bordurică, da? Eu am arătat în live-ul cu migdala, dacă vă amintiți. Deci să pui o bordurică de jur împrejurul cuticulei din bază rubber, după care vii cu tipsul încărcat cu material. Da? Deci cred că... Hai că arăt și pe unghie, numai că nu o să aplic, doar arăt așa. Da, scoate, Marina, e suficient. Ce zici? Da. Vi le arăt încă o dată. Deci, este acesta, Jelly Flex Builder Gel de la Luxorize. Ops, hai că îmi cade căpăcelul. Ok. Și îl mai am pe acestălalt. Da? Revo Flex Builder Gel. Ați reușit să vă faceți o captură de ecran? Sau să notați acolo undeva? Vă rog pe colega mea să scrie. Gelul albastru, te rog. Albastru, ok. Hai să tot cu căpăcel ca să vă faceți captură de ecran. Așa. Se vede? Trapezoidale, dacă folosim șablon sub rezistență mai mult sau ce variante ai? Deci, și asta e o întrebare foarte bună, pe unghia trapezoidală neapărat pe suprafață, dă-mi un pic unghia ca să explic. Deci, după ce dăm tipsul jos, aici, în punctele de stres, ne va rămâne cumva prea puțin material, pentru că e unghia trapezoidală. Și atunci, eu pe suprafață voi veni fix în zona aceasta, ia, se vede ce explic eu, fix în zona aceasta, cu puțin material, da? Pe suprafață, pe tot peretele ăsta. Și cumva îi voi da grosime și atunci sigur va rezista. Și eu am la mâna dreaptă, eu am două unghii, tot așa, puțin mai trapezoidale. Deci de fiecare dată, după ce aplic tipsul, da, după ce îl dau jos, eu în aceste două laterale, anume din zona aceasta până pe vârf, mai adaug puțin material pe perete, așa, și pe parte și pe cealaltă. Și atunci asta mi garantează, mi asigură cumva rezistență. Putem face modelul prin întreținere fără tipsuri? Nu. Nu, pentru că se vede arhitectura, se vede forma, se vede tot. Marina Lămpița, da? Iarăși, explic încă o dată. Sub un unghi de 45 de grade, cu presiune, da? Împing tipsul spre cuticulă și îl așez în faldurile, în șanțurile periunghiale, pardon. Hai, bine. Mai aproape lampa, mai jos și mai spre tine. Ce soluții de pregătire folosiți? Imediat îți arăt trioul ăsta pe care eu îl ador. E vorba de nail prep, bonder și base gel. Și o să vi le arăt acum. Întoarce. Așa. Se vede acolo? Așa. Puțin îl trag pe lateral asta. Hai. Pune. Te rog. Imediat. Deci, și denumirea, cappuccino și mai cum, la celălalt. Imediat, da. Deci încă o dată, ăsta e la albastru, așa se vede, Jelly Flex Builder Gel Aurora Bliss, așa îi spune, așa, și celălalt, hai să-l închid, să nu, Revo Flex Builder Gel Cappuccino Twinkle, da, Cappuccino Twinkle. Faceți captură de ecran. Ok. Recomandare de o freză pentru început. Fetelor, pe kit unghii sunt atâtea freze. Nu știu ce să zic, care eu am pe aceasta. Hai să vă arăt, care mie îmi place tare mult. Brushless, Nail Revolution.
aceasta este. Voi alegeți de pe site ce vă place. Pe panetar, ca să pui culoare pe unghia aia, trebuie doar culoare și finish sau altceva? Deci, pe paletar. Hai să văd dacă am la mine. Pe paletar mie îmi place să pun, pentru că n-am cum. Iată, deci am aici. Deci am aici, ziceți și voi, unghiuța asta, da? Mie îmi plac mult acestea transparente. Și cum le pun eu? Cum aplic gelul pe partea interioară, da? Fie că e vorba de culoare sau de gel. Da? Aplic pe partea aceasta. Și nu e neapărat să-i aplicați top. Puteți să ștergeți stratul de dispersie și e suficient. Da? Și pe partea aceasta mi se vede foarte frumos. Fiind transparent. Hai că mi s-a pornit reclama acolo. Fiind transparent, se vede culoarea foarte bine și foarte frumos. Nu vine bombată așa pe suprafață, înțelegeți? Mai ales că e marginea asta așa ușor ridicată și întotdeauna când aplicați aici culoarea aia, rămâne o margine groasă și mai urâtă. Da? Puneți pe partea cealaltă și se vede foarte frumos. Am cod de reducere pentru voi, bineînțeles, și vi-l dau. Mai stați un pic cu mine aici. Vreau și eu să stați cu mine. Așa, am ultimul tips. Acesta am zis că îl facem cu albastru. Un pic mai la sfârșit vă dau codul, fetelor. Aveți puțină răbdare. Ce bază folosești? Și, da, pardon, am zis că mai arăt încă o dată trio-ul ăsta. Deci, baza, nail prepo, așa, și bonderul. Hai să le pun și în ordine. Poftim. Faceți captură de ecran. Și bordura. Sper că se vede. Da, haideți că vă explic așa pe unghie, n-o să fac, dar vă explic pe unghiuță. Dă-mi un pic mâna. Deci. Dă-mă așa. Da. În zona aceasta a cuticulei, de jur împrejur, voi veni întâi cu o bază rubber, fie că e clear, fie că are aceeași culoare ca gelul, nu contează, sau o puneți cu sclipici, cu ce vreți voi, da? O să zic așa, de un, cam de un milimetru, foarte subțire, nu puneți o bordură groasă. Marina, dar ce s-a întâmplat? Nu s-a uscat? Nu s-a uscat, ia uite cum a curs. Deci n-ai ținut în lampă bine? N-are nimic. Deci s-a întâmplat aici ceva. Ori n-a ținut bine în lampă, ori ceva s-a întâmplat. Nu, dar în lampa aia mare, probabil... Da, probabil nu s-a... N-are nimic. O să mai... Da, probabil nu s-a... Da, n-ai fost un pic atentă. O să mai adaug aici. Bine că am văzut. N-are nimic. Deci, revin. Punem o bordurică de jur împrejur de bază rubber pe care o tragem și o retușăm ușor spre mijlocul unghii. Nu încărcăm aici să fie o bordură groasă. Nu. Subțirică și retușată spre centru. Și după care venim cu tipsul. Da? Așa. Cred că am răspuns la întrebarea ta. Hai să rezolvăm aici. Nu știu ce s-a întâmplat. Ori Marina a fost atentă să citească comentariile și nu s-a mai uitat la... Ei, cel mai probabil asta s-a întâmplat, dar nu-i nimic, rezolvăm acum. Este ok să pun ulei de cuticule dacă la un deget a sângerat cuticula? Nu, nici într-un caz. Dacă pui ulei, știi ce se va întâmpla, da? Uleiul va respinge materialul tehnic, da? Și atunci îți imaginezi că n-o să se țin de mine așa asta. De ce se face acea bordură? Deci, m-a întrebat cineva. Pe o placă unghială foarte subțire, foarte moale, pe care am înțeles eu că nu prea rezistă orice material. Dacă poate realiza aceeași tehnică pe care o fac eu azi. Poate, și am zis că poți, o poți realiza, însă ca să te asiguri tu
Acum pune lampă, așa, și fii atentă la lampă de data asta. Da. Lasă că citesc eu comentariile, tu fii atentă. Așa, dacă e vorba de o placă unghială foarte moale și foarte subțire, eu recomand să puneți această bordurică dintr-un material flexibil, care este baza rubber. Deci baza rubber este cam cel mai flexibil material. Da? Și atunci nu va crăpa, nu se va desprinde, da? Materialul din zona cuticulei. Așa, mai departe, următorul, sau ultimul de fapt, aplicăm cu albastru, ca așa am zis. Azi așa mi-am pus eu intenția să stau mai mult cu voi în live. Nu, fetelor, dar ce întrebare mi-ați dat, nu m-a întrebat niciodată nimeni așa ceva. Nu. Nu dețin eu. Așa, aplic. Cum pot face construcție cu tips pe unghii roase și trapezoidale? Da. V-am spus că e bună întrebarea asta, v-am și răspuns, dar mai răspund o dată. Neapărat întâi extensie pe șablon. O mică extensie, nu mare, cu un gel clear, da, pe șablon, după care venim cu tipsul. Neapărat. Ce tipsuri folosești? Tipsurile cu apexul de 50, da, poziționat, hai să vi le arăt, la 50% din pat unghial, Luxorize. Acestea sunt. Așa. E mai bună baza rubber sau cea normală? Păi baza rubber. Baza rubber, dacă te referi la bordurica aia. Ce gel folosesc? Iată. Asta este. Hai să-i pun căpăcel. Geliflex. Geliflex Builder Gel. Aurora Bliss este culoarea. Și ștergeți la final pensula. Așa. Fetelor, pensulele le șterg cu un șervețel, iată, fix așa, fix așa, cum vedeți voi, și ea rămâne cu perii, iată așa strânși, frumos, adunați și nu ciufulită, fix așa, o pun în suportul ei, da? Și ea se păstrează foarte bine așa până la următoarea utilizare. Dacă eu o șterg cu cleaner, da, hai să o șterg acum în fața voastră, ca să vedeți cum mi se ciufulește, așa, se desfac perii ăștia, vrei, nu vrei, se desfac. Așa, deci, am șters-o foarte bine cu cleaner. Și uitați-vă cum e părul ăsta, da? Uitați-vă cum arată acum. Ea s-a ciufulit toată. Și eu când o voi pune în suportul acesta, e clar că câțiva peri se pot îndepărta. Ia uitați-vă, mi s-a și nici nu pot să-l supun foarte bine. Ia uitați-vă, vedeți? Și în felul acesta se ciufulesc toate pensulele, da? Voi le lăsați întotdeauna cu puțin material pe ele, cu puțin gel. Ia uitați-vă, o iau, o murdăresc așa de gel. Hai să o fac și pe șervețel. Sau chiar aici. Ia uitați-o. Așa. Când e vorba de culoare, da. Atunci ștergem cu cleaner. Ia uitați-o. De ce mi se desprind de unghie după ce le termin? Se desprind? Ce se desprind de unghie? Se desprinde gelul de unghie? Nu înțeleg. Probabil. Mai scrieți odată întrebarea. Se desprinde gelul de unghie? Deci iată așa, murdare de gel, să zic așa, nu plină, nu încărcată, da? Ștergem întâi surplusul cu un șervețel uscat, da? Iată, pot să mai șterg o dată. Și ea rămâne cu perii ăștia strânși așa frumos și pune mâna, da? Și iată așa se păstrează pensula foarte bine și credeți-mă, le puteți utiliza ani de zile. Și o pensulă Senso Pro. Pentru unghii ovale, ce tipsuri trebuie să folosim cu apex mic? Pentru unghii ovale, pentru unghii convexe, cred că la asta te referi,
cu Apex, păi poți folosi și acestea cu Apex poziționat la 50%, dar poți folosi și tipsurile acelea cu 0 Apex. Hai să punem tipsul. Cred că, dă Marina, cred că ai fost atentă de data asta și s-a uscat suficient. Deci, ultimul tips. Așa, să mă uit. Materialul nu mi s-a scurs. Aș trage un pic pe laterala asta. Așa. Gata. Și îl putem... Ia. Așa, ca să vadă fetele. Ok, cu presiune. Tu trebuie lămpița să-mi o pornești. Da? Presiune pe zona cuticulei. Hai. Vino. Așa. Polimerizăm. Ăsta arde. Da. Ăsta albastru arde un pic. Ia să văd. Am ajuns la 91.000 de inimiare. Bravo, fetelor! Noi avem câteva și se activează codul de reducere pentru lămpile Luxorize. Încă un picuț. Tot arde. Ce număr are pensula de gel? Imediat mă uit. Eu nu știu ce număr, nu știu dacă are un număr. Deci e Senso Pro Milano. Întoarce, cred că s-a polimerizat. Și voi mai trage un pic din... Așa. Din gelul ăsta. Iată așa. Hai. Punem lampă și fii atentă la lampă, da? Ok. Deci am aplicat tipsurile. Trebuie să polimerizăm pe ambele părți, da? Neapărat. Gelul se polimerizează pe ambele părți. Vă arăt încă o dată gelurile pe care le-am folosit. Acestea sunt. Coșul trebuie să conțină doar lămpi pentru a merge codul? Nu. Nu, sigur nu. Adică poți să conțină o lampă și geluri și nu știu ce vreți voi. Da, deci vă puteți comanda și alte produse. Liniștite, fără... Așa. Și pe partea cealaltă. Ok. Gata. Am setat-o eu, ține acolo să se polimerizeze. Fetelor, la 100.000 de inimioare se activează codul de reducere pentru lămpi, da? Și o să vă dau imediat codul de reducere pentru ojile semipermanente Elite Pure Luxorize și pentru gelurile Geliflex. Mai aveți puțină răbdare, deci o să vă dau și codurile de reducere. Avem 99.000 de inimioare. Sunteți destul de active. Sunteți tare, bravo. Așa. Am folosit, da, tipsurile acestea. Cu Apex-ul poziționat la 50%. Tipsurile Luxorize. Hai să vă arăt un tips. Iată, am unul aici. Da? Asta este. Face construcție cu tips pe unghii roase și trapezoidale. Întrebarea a mai fost și vă mai răspund încă o dată. Neapărat necesită o extensie întâi pe șablon, după care veniți cu tipsul. Da? Deci neapărat. O extensie scurtă, nu trebuie să faceți o extensie lungă, nu are rost. Tipsuri fără Apex. Ia uitați-vă. Am altă cutie aici. Faceți-vă captură de ecran. În cutia aceasta sunt 4 tipuri de tipsuri. Da? Și inclusiv sunt și acestea cu 0 Apex. Da? Tipsul acesta cu 0 Apex. Este în cutia asta. Și mai e balerina. Da? Hai să vi le arăt pe toate, dacă tot am deschis-o. Așa, migdala rusească,
Avem migdala aceasta clasică, așa, și ăstea cu zero apex. Da? Uitați-vă. Deci e cutia care conține 4 forme de tipsuri. Și aici aveți și tipsurile cu zero apex. Da? Astea sunt. Da, chiar sunt foarte bine. Ei, bravo! Gelurile acestea le găsești în cantități mai mici? Păi eu zic că e destul de mic. Ți se pare ție că e mare? Ia uite. 15 ml. Nu e mare, mare. E micuț. Hai, dă mânuța. Ia să mă uit. Așa. Ai polimerizat și invers, da? Și vom îndepărta tipsurile. Strângem un pic. Așa, și le îndepărtăm. Strângem un pic. Îndepărtăm. Clicul ăla magic, cum mi se mai spune. Unghiile mi-e scurbate la vârf cu tipsuri. Probabil sunt tipsuri cu apex prea mare. Curbate la vârf. Am înțeles. Deci tu ai folosit... Așa, asta s-a desprins mai greu. Deci tu ai folosit, sigur, tipsurile acelea mai cocoșate, așa, mai cu apex-ul poziționat la 50%, e vorba de tipsul ăla clasic, da? Sigur l-ai folosit pe ăla. Dacă vrei să realizezi o migdală clasică, deci este perfect tipsul ăla, hai să vi-l arăt ca să știți despre ce tips vorbesc și ca să îmi confirm tu că e vorba de acesta. Ia, acesta. Super, au ieșit, nu? Da, super fain au ieșit. Mulțumesc, fetelor. Deci eu zic că tu vorbești de tipsul acesta. Așa. Și tipsul acela, acesta îl folosiți atunci când vreți să realizați o migdală clasică, migdala aceea un pic mai cocoșată, da? Sau și un oval, puteți, dar sunt cliente care cer anume așa formă. Da? Forma aceea mai clasică, mai învechită, mai cocoșată, spuneți cum vreți voi. Da? Și nu vor planul ăsta super ridicat, drept și modern. Și atunci folosiți tipsul ăsta. Când ne dai codul? Ei, mai aveți puțină răbdare. Mai aveți un pic de răbdare, n-am uitat. N-am cum să uit. Vi-l dau. Hai să ștergem un pic și aici. Că și aici voi pili. Avem o bordurică foarte, foarte mică. Nu știu dacă voi vedeți aici în zona cuticulei. Deci nu mi-a refulat materialul. De ce? Pentru că am ținut presiune. Vedeți? S-a întâmplat ce s-a întâmplat și a curs aici, dar altfel nici aici nu aveam surplusul acesta. Probabil Marina n-a fost atentă la lampă, dar e ok. Așa. De ce îmi cad unghiile din gel jos? Cad unghiile din gel jos. Păi nu a făcut aderență. Da. Nu a făcut aderență bună cu placa unghială. Deci, ce, în primul rând, ce tehnică, fii atentă la tehnica de lucru, cum pregătești placa unghială, cum aplici produsele și asta contează. Ce produse folosești? Ai aplicat trio-ul ăla sau nu? Așa, deci, pe forward, ce voi face? Eu prima dată voi scurta, da? Voi scurta pentru că nu am nevoie de surplusul ăsta. Ele sunt acum mai pătrățoase, eu le voi rotunge. Așa, și îmi pornesc freza la maxim. Ok. Freza, la fel, sub un unghi de 45 de grade o țin și pilesc, voi pili, așa, cu o ușoară presiune, cumva spre unghie, sau cum să vă explic, da? Așa, cu o ușoară presiune, pilesc, așa, mai departe, următoarea. Ops, a
numai că am venit cu, mă uitam la cameră și am venit cu freza un pic și pe suprafață. Aici am colțul ăla unde e surplusul ăla de material, ia întoarce, hai să-l luăm. Și o să te rog să mai ții după aia în lampă, că nu cred că ai ținut suficient. Invers, o să ții imediat. Așa, deci eu realizez din start cu freza forma aceasta ovală, da? Este migdală sau oval? Nu, e oval, oval. Mami. Da, Matei. Văd, bravo. Așa, da? Colțul din dreapta, eu îl pilez pe dedesubt. Neapărat, colțul din dreapta pe dedesubt. Nu ridic freza, nu înclin altfel, ce ați văzut. O țin în aceeași poziție, dintr-o parte până în cealaltă. Ok. Iată așa, pe dedesubt, se pilește colțul din dreapta. Uh-huh. Ok. Acum stai să-ți dau un pic praful ăsta jos și o să te rog să mai pui mânuța invers în lampă pentru că nu ai stat suficient. Hai, pune invers. Ok. Așa, super. Mai ales acolo unde s-a scurs gelul aiurea, e clar că a fost... Mai poți arăta puțin tipsurile. Sigur, vă arăt tipsurile. Hai să șterg praful ăsta de aici. Așa. Da. Tipsurile cu apexul poziționat la 50%. Iată, astea sunt. Așa arată tipsul. Poți face migdala acum din ele? Nu. Dacă vreți să realizați migdală, eu vă recomand tipsul ăla balerină sau tipsul acela cocoșat. Nu, nu. Păi da, a întrebat și de, dar nu, cu ăsta nu iese bine. Puteți să încercați, dar aveți de pilit mult și nu, e greu. Alegeți un tips balerină, da? Poate să aibă și apexul de, poziționat la 50% și din tipsul ăla balerină sau din tipsul acela migdală, puteți realiza o migdală foarte frumoasă. Când vă dau codul, hai să termin cu pilirea și după aia vă dau codul. Vreți așa? 10% e codul. 10% pentru produse și vă spun imediat și pentru... deci voi vă refereați la codul că s-a făcut 109 inimioare, da. Deci vă dau pentru lămpi codul de reducere, este STAR10LM, 10% reducere, pentru că am ajuns la 100.000 de inimioare, da? STAR10LM, 10% reducere. Și fetelor, cea care îmi va reproduce manicura din acest live și o să o reproducă cât mai bine, va primi cadou o freză, da? Deci, așa că străduiți-vă, aveți și timp suficient, v-am dat timp, nu doar 3 zile, am zis că vă dau 4, pentru că vine și weekendul și poate nu reușiți să vă comandați produse. Aveți și codul de reducere la gelurile acestea, Jelly Flex, vă arăt încă o dată. Deci, am folosit gelul acesta, Jelly Flex și RevoFlex Builder Gel. Aveți și reducere 10% la gel, la toată gama de geluri Jelly Flex, de asemenea și la ojele semipermanente Elite Pure, da? Luxorize. Așa, hai să continuăm. Sunt pe site, da, sigur, sunt pe site amândouă. Gelul autonivelant este fluid, trebuie să lucrezi, da, este fluid, trebuie să lucrezi repede, că altfel o să curgă. Exact, da, exact din aceste nuanțe vreau să folosiți, pentru că altfel este că nu ați reprodus manicura. Nu? Ziceți și voi. Așa, voi pili și sub unghial.
Marina nu a stat suficient prima dată și am zis să mai stea încă o dată cu mâna în lampă. Ok, o să șterg un pic, deși am mai șters o dată, dar șterg stratul ăsta lipicios, dacă e. Așa. Și voi da freza la maxim. Și piles mai mult zona centrală, că asta mă interesează, să iau surplusul acesta. Se vede oare? Așa, cred că așa e mai bine. Așa. Pelesc zona centrală. Nu mă urc tare pe pereți, că nu e nevoie. Așa, și aici. Iată aici unde a curs. Se vede un pic mai urât, dar nu e mare. Se rezolvă. E ok. Stai, hai să-i dau și mai pe vârf, așa. Așa, voi între timp puteți să mai scrieți acolo. Putem vedea poze cu lucrările tale. Păi pe pagina mea de Instagram, fetelor, sunt destul. Maria.Savchenko Academy. Maria.Savchenko Academy pe Instagram, așa mă găsiți. Ok. Pentru stiletul, putem folosi tipsuri migdală rusească? Pentru stiletul, nu prea. Nu, stiletul înseamnă mai lungă, un alt fel de apex are. Migdala rusească are planul superior destul de drept. Adică nu destul de drept, dar chiar e drept și atunci nu se potrivește. Așa, e și pilim. Așa, pilim cu, deci bordul liber, am pilit cu pila poziționată sub un unghi de 45 de grade și lateralele cumva pe drept. Tot cu grijă, mai ales la zonele acestea, că sunt sensibile. Da? Deci am pilit întâi pe drept și pe parte și pe cealaltă, după care rotungim colțișoarele. Da? Ce preț recomandați de pe site pentru începătoare? Fetelor, eu vă recomand freza pe care o folosesc și eu, freza Brushless Nail Revolution de la Luxorize. O găsiți pe Kitunghi. Dar, bineînțeles, puteți să le încercați și pe celelalte. Așa. Ne mai arăți o dată unghiuțele? Da. Iată. Astea sunt. Am dat tipsurile jos și acum le pilesc. Cu pila, da, de 150. Uitați-vă. Cu partea asta de 150, eu pilesc materialul. Adică materialul tehnic, da? Pe placa unghială cu 180, bine. Așa. Întâi pilesc bordul liber, sub un unghi de 45 de grade, după care pilesc, dacă nu se vede, da? După care pilesc și lateralele inferioare pe drept, da? Așa, întoarce. Pe drept, întâi. Și apoi rotungesc colțișoarele. Iată. Acum le voi rotunge. Și pe acesta. Și pe celălalt. Nu se vede? Nu se vede? Așa. Ok. Ia să văd. Cum se cheamă soluție pe care ai aplicat-o unde a dat sânge la cuticulă, a lăsat. Aceasta e. Și vă recomand să o aveți în salon, neapărat. Neapărat. O găsiți în farmacie. Aspiratorul cu freză, ce părere ai? Aspiratorul cu freză? Fetelor, eu nu-l am, nu-l... Dar încercați-l, testați-l. Eu v-am arătat ce am eu. V-am arătat freza, pot să vă arăt și aspiratorul. Nu l-am pus acum să nu fac prea mare gălăgie, ca să pot să vă răspund și la comentarii.
Așa. Pilesc copila sub un unghi de 45 de grade. Ia, întoarce un pic. După care lateralele inferioare pe drept. Așa. Ia să-mi spuneți, voi urmați acești pași sau voi piliți altfel? Voi cum piliți? Și rotungem colțișorul. Da? Se vede? N-am fugit din cadru? Da? Dacă ar fi să faci spre migdală, cum ții pila? Spre migdală? Deci eu v-am spus, pentru migdală vă recomand să folosiți tipsurile acelea balerină, da? Sau chiar tipsurile acelea migdală. Și nu pe acestea. Pentru că e foarte mult de pilit și nu vă garantez că o să iasă forma prea frumoasă. Și bineînțeles, pentru migdală, pila se ține înclinată altfel, pentru oval altfel. Acum depinde ce migdală vrei să realizezi, că dacă e vorba de migdală rusească, e altă treabă, dacă e vorba de migdală clasică, e totul altceva. Da? Asta era un pic mai lungă, așa că i-am mai dat o pilă. Ia să le verificăm. Încă e un pic mai lungă. I-am mai dat o pilă. Aveți cod de reducere? Da, sigur. Poți să-l scrii tu, Marina, te rog, acolo. Bineînțeles că avem. Avem cod de reducere și voi ați ajuns la 100.000 de inimioare și am activat un cod de reducere de 10% pentru lămpi și aveți de asemenea 10% reducere pentru gelurile gele flex, da? Și pentru ojele semipermanente. Elite Pure, da? Anume pentru gama C. Ce provocări mai întâmpinați voi, cele care sunteți la început de drum? Sunt curioasă să aud cu clientele, cu... Pot folosi oja pentru ștampilă pe toată unghia? Încercați-o. Eu n-am testat oja semipermanentă pentru ștampilă. Anume aceasta, dacă te referi la Elite Pure sau la oricare altă ojă semipermanentă, n-am încercat-o pentru ștampilă, poți să o testezi. Să vezi. Așa. Deci, am realizat forma aceasta ovală. Ok. După care vom lua încă o dată surplusul dedesubt. Așa, pilesc. Mai urmează și designul. Ce gel? Imediat, fetelor, vi le arăt încă o dată să vă faceți captură de ecran pentru că aveți și cod de reducere la gelurile Jelly Flex Builder Gel. Așa că vi le arăt imediat să vă faceți captură de ecran. Și a plecat? Nu se vede? Ok. Imediat să pilesc aici și vă arăt încă o dată gelurile pe care le-am folosit. Ca să puteți să vă faceți și voi comanda, dacă v-au plăcut. Așa. Și pilesc colțișorul. Eu am probleme la forma pătrată. La forma pătrată? Înclinată, nu în unghi de 90. Mhm, da. Deci dacă o ții înclinată, va ieși bordul liber așa mai oval. Nu iese chiar pătrat. Mie nu merge codul de reducere, scrie cineva. Sigur, va merge imediat ce termin live. Dar teoretic ar trebui să meargă și acum. Mai ai puțină răbdare. Și o să meargă. Încă puțină răbdare. Hai să vă arăt
că m-ați întrebat gelurile, ca să vi le puneți în coș. Să vă arăt gelurile pe care le-am folosit, că m-ați întrebat acum iar. O să-l și deschid. Deci, Revoflex Builder Gel. Așa, cred că se vede. Mie merge. Iată, scrie cineva că mie merge. Vă arăt și culoarea, da? Deci, aceasta am folosit-o. E un cappuccino. Și gelul Geleflex Builder Gel Aurora Bliss. Acesta. Da? E foarte frumos. Are niște sclipicei așa finuți. Și cred că și vouă vă plac gelurile cu sclipici, nu doar mie. Așa, pe lângă asta voi folosi și acest gel de pictură. Hai să vi-l arăt. E foarte, foarte tare. Deci el nu curge deloc. Este foarte văscos așa și puteți să realizați un design embosat foarte drăguț. Nu necesită top. Da? După ce l-aplicați, îl lăsăm așa. Și noi o să-l folosim azi. Și voi folosi și câteva perluțe din acestea. Mici, mici, mici. O să vedeți. Designul o să fie minimalist. Vă arăt și... haideți că o să facem un live cu, da? Cu o ștampilă. Acum vorbim despre altceva. Ăsta este trioul, da? Pentru pregătirea unghii. Acestea eu le folosesc întotdeauna când realizez o construcție cu gel. Nail prep prima dată, cumva spăl unghia cu acest nail prep, după care ultra bonderul, da? De la Luxorize și apoi base gelul. Neapărat trioul acesta în formula aceasta. Voi încercați altfel sau altele. Eu am testat, la mine merge așa. Eu așa vă recomand. Vom pili și sub unghial, deja cu alt capăt de freză. Iată, ăsta mai micuț. Hai să vi-l arăt. Stai puțin. Îl găsiți tot pe Kitunghi. Cod de reducere. Hai scrie-le tu încă o dată codul de reducere, Marina, te rog. Cum procedez cu produsele pentru a face efectul acela cu spumă de săpun în tips? Păi pur și simplu, stai așa, pun bază sau top. Poți să pui un gel transparent. Da? Și merge destul de bine. Așa, vin pe forward. Întâi. Și pilesc sub unghial. Ok. Voi puteți să mergeți și pe forward, și pe reverse. Cum voi vă înțelegeți mai bine cu freza? Cum vă obișnuiți? Cum? Deci fiecare... Se vede ce fac eu aici? Da. Fiecare lucrează cum se obișnuiește sau cum îi e mai ușor. Cum, da? Hai să desprăfuiem. Eu merg pe forward și destul de bine. Ok, hai mai departe. Următorul. Ce întrebări mai aveți voi legat de tehnica aceasta a tipsului, da? A tipsurilor este reutilizabile? Să punem biturile în acetonă pentru curățare? Nu! Deci, biturile se curăță întâi cu periuța aia de sârmă, o știți, metalică, sub un jet de apă, deci curățăm tot surplusul acesta, toate, da, de praf, de așa, după care le punem la dezinfectat, în soluție, soluție, după care le scoatem din soluție și le clătim iarăși foarte bine și apoi le punem în pupinel, autoclav, ce aveți, la sterilizare. Da? Pentru sterilizare. Se pun și în pungi. Acum fiecare voi decideți dacă aveți pungi sau cum doriți. Dar neapărat și dezinfectare, adică spălare, dezinfectare și sterilizare. Ce BTM?
Fetelor, e, nu știu dacă are nume sau ce are. Uitați-vă, e un bit foarte micuț. Mie îmi place foarte mult pentru pilirea subunghial. Da? Este micuț și pot să mă duc foarte adânc în punctele acelea de stres, da? Fără să o rănesc. Da? Deci uitați-vă cât de bine mă duc în peste tot. Deci cred că mi s-a făcut și o bulă. O să-i adaug un pic de material. Asta e, dacă s-a scurs atunci și nu s-a polimerizat din prima, se mai întâmplă. Și o să-i mai adaug o picătură de material. După aia o lăsăm la final aici ca să și adaug. Câte rotații ai? Acum am 35.000 de rotații. Voi depinde de viteza voastră, deci voi puteți să dați și 20 și 30, fiecare cum se obișnuiește, cum vă e mai ok, dar nu dați rotații prea mici, că iarăși nu o să fie ok. Și aici cred că o să adaug un pic. Ia, întoarce. Așa, se vede ce fac. Ok. Voi lua tot surplusul acesta de material. Ok, și peretele acesta, v-am spus, dacă vă e greu în poziția aceasta, voi puteți să-i dați și pe revers. Poate pentru începătoare e mai greu să meargă doar... Ce freză e? La capăt, cred că te referi, la capătul acesta. Imediat vi-l arăt încă o dată. Mai puțin. Așa. Ia uitați-vă. Hai să-l și desprăfuiesc. Îl găsiți pe Kitungi. E foarte bun pentru underfill. Dacă sunt și plină de praf. Da? Asta e. Ok, mai departe. Așa, deci eu voi pili suprafața unghiei cu buffer-ul. V-am spus și data trecută și vă și spun, atunci când vreau să aplic top, înainte să aplic topul, eu întotdeauna voi pili stratul acela lucios. Pentru că de multe ori, anume stratul acesta lucios, ce face? Îmi respinge topul. Și se întâmplă să se ia așa, parcă se ia topul de pe unghie. Și vă puneți întrebarea de ce. Atât din cauza aceasta, pentru că nu am luat luciu. Luciu acesta, dacă voi puteți să aplicați tipsul perfect deci, și nu vă rămâne bordurică acolo în zona cuticulei, să știți că puteți să lăsați fără să aplicați top deloc. De mânuța să pilim bordurica asta. La mine a rămas o bordurică foarte, foarte, foarte mică și merg ușor, ușor cu freza. De jur împrejur. E foarte mică bordura asta, aproape nici nu se vede. Nu știu dacă voi o vedeți, dar e foarte, foarte mică. Și nu pun presiune ca să nu pilesc tot gelul din zona aceasta. Da? Finuț de tot. Așa, ce întrebări, fetelor, mai aveți legat de tipsuri? Mai jos, cred că trebuie să ții, uite așa. Legat de tipsurile reutilizabile, legat de tehnica aceasta de lucru. Ce întrebări mai aveți voi? Spuneți-mi. Vi se pare greu ce am realizat eu aici? Adică dacă urmați pașii, da, fix în tocmai așa cum eu vi-am explicat, nu o să vă fie greu deloc. Și nu o să vă refuleze gelul în zona cuticulei, pentru că țineți presiune. Da? Odată ce presiunea nu mai e
în zona lunulei, în zona cuticulei, e clar că va refula materialul. Ia să-mi răspundeți acolo, cum vi se pare tehnica aceasta de lucru cu tipsurile reutilizabile? Sunt curioasă să ascult părerea voastră. Bineînțeles că trebuie exercițiu, că fără exercițiu, da, fără practică, e mai greu să vă iasă din prima. Dar după 2-3 încercări o să vă iasă cu siguranță. Așa, vin cu buffer-ul, așa cum am spus. Ce pile și ce bituri recomand? Eu am cumpărat bituri lucrătorii, însă nu reușesc să pilesc atât. De ce nu reușești să pilești atât? Uite, pila. Asta este buffer-ul. Da? Iată, 100x180. Buffer-ul Luxorize. Și capetele de freză. Iată, ăsta este cel... Ia un pic mânuță să le arăt fetelor. Underfill, da? Pentru underfill. Este un capăt de freză dur, destul de dur și pilește foarte bine gelul. Deci foarte bine. Da? Și în cantitate mai groasă. Și l-am mai folosit și pe acesta cu albastru, da? Asta. Și a pilit, ați văzut. Dăm să-i dau cu buffer-ul acum. Așa. Așa. Ok. Da? Eu trebuie să iau neapărat luciul unghiei. Luciul acesta pe care l-a lăsat tipsul. Dacă nu-l iau, poate să-mi respingă topul. Și eu nu vreau treaba asta. Da? Așa. Deci pilesc de jur împrejur, peste tot, fără să pun presiune mare. Eu voi aplica un top mat, pentru că vreau să fac un design cu gelul acela sclipicios. Oprește-te, rog, reclama. Ca să nu ne... Ce okay. Să fiu atentă la pielea electrică, anume firma, anume putere. Deci, fetelor, eu folosesc freza aceasta Brushless Nail Revolution de la Luxorize și sunt foarte mulțumită. Este fix ce-mi trebuie. Este finuță, adică nu face vibrațiile alea prea mari. Și toate clientele mi-au spus. Vai ce fină e și ce... Totodată e și puternică. Da? E și puternică și silențioasă. Deci mie aceasta îmi place tare mult. Voi puteți alegeți de pe site ce vă place de pe Kitunghi. Ce vă place vouă. Eu am ales-o pe aceasta. Așa. Trebuie să iau. Câte săptămâni rezistă gelul pe unghie la cliente? Păi, maxim 4 săptămâni. În fine, poate să reziste... Te doare aici, da? Poate să reziste... Da, o să iau cu o altă pilă. Poate să reziste și mai mult, dar nu-i recomanda să stea mai mult. Maxim 4 săptămâni. Eu așa le recomand clientelor. Să nu stea 6. Deși el rezistă, bineînțeles. Mai contează și ce apex are unghia naturală. Că dacă are un apex destul de pronunțat, vă dați seama că se deplasează apexul acesta tehnic și pune presiune pe placa unghială și o doare. Dacă stă prea mult cu unghiile, nu știu, mai mult de 4 săptămâni, o va durea. Și atunci, eu le recomand 3, maxim 4. Nu mai mult. Dar clientele mele nici nu vin mai... Dar nu stau 3 săptămâni, cam atât. Că le place să fie așa, cu unghiile îngrijite. Nu e lipsă de material la inelat. Unde? Pe lateral. Nu, e ok. E ok, atâta cât este.
De ce? Pentru că eu am și unghie naturală, destul de grosuță, și mai iau un calcul că eu am avut material, dacă vă amintiți, eu pe vârf eu am avut material tehnic de la manicura trecută. Deci eu n-am îndepărtat 100% materialul. Și atunci e ok. Pot să las. O să ne gândim. Următorul cod, adică codul din live-ul viitor sau la care te... Da, o să ne gândim. Dar puteți să ne dați și voi o sugestie. Ia să văd ce vă doriți, pentru ce produse vă doriți. Geluri și lămpi. Geluri și lămpi. Ok. Da, deci se rezolvă geluri. Și de data asta v-am dat și pentru geluri și pentru oje semipermanente, da? Deci, dăm mai așa. Dăm și aici. O să țin cont de dorința voastră. Și o să vă dăm cod de reducere data viitoare, la fel și pentru geluri și pentru lampi. Să nu uitați de concurs, da? Trebuie să reproduceți manicura din live. Da, eu așa vă recomand. Pentru că luciul acesta poate să-mi respingă topul. Și eu, ca să mă asigur, mai bine îl pilesc. Ia să vedem lungime, că mi se pare că asta din mijloc tot e prea lungă. Da, deci e mai lungă. O mai pilesc un pic. Se vede acolo ce fac eu, Marina? Da, deci un pic am mai scurtat. Acestea trei trebuie să aibă aceeași lungime. Ăsta mic trebuie să fie un pic mai, da, mai scurt. Și arătător, degetul mare puțin mai lung decât celelalte. Așa că voi scurta încă un picuț. Astea două erau mai lungi. Nu mult, puțin, dar... Așa. Cine mai iubește forma aceasta ovală, fetelor? Mai e cineva pe aici care o iubește? Așa ca mine? Mie îmi place foarte mult. Le-ai făcut cu tipsuri utilizabile? Da, cu tipsul, cu apexul poziționat la 50%. Dacă o să vă... ridici nuanța gelurilor, vreau să notez. Da, sigur, imediat. Vă arăt încă o dată chiar gelurile pe care le-am luat, să vă faceți captură de ecran. Aceste două sunt. Da? Geliflex Builder Gel, Aurora Bliss este nuanța, și Revoflex Builder Gel Cappuccino. Da? Aceste sunt. Le-ai făcut cu tipsuri? Da, cu tipsuri reutilizabile. Ok, așa. La 1 am zis că îi adaug o picătură de gel aici. O picătură mică. Imediat. Hai să o aplic acum, că după... Numai puțin. Dăm să șterg întâi. Așa. Aici unde a curs atunci cantitatea e mare, n-are nimic. Imediat o rezolvă. Adaug. Nu o să-i las așa. Și vouă, dacă vi se întâmplă, adăugați. Nu lăsați așa. Pune. Nu să se usuce. Așa. Fetelor, trebuie să folosiți aceleași nuanțe, da? Pentru concurs, ca să câștigați cadoul pe care vi l-am promis. Un aspirator. Trebuie să reproduceți manicura pe care eu astăzi am realizat-o. Mai am puțin partea de design. Topul și designul este minimalist. Nu e foarte... Da, să știți că designul este, nu este foarte complex. O să vă fie destul de ușor. Și nici nu voi folosi foarte multe produse, încât să... Doar ăsta
și câteva perluțe de-astea micuțe. Așa, astea le voi folosi. Hai să vi-l arăt pe asta cât de fain e. Ia uitați. Deci e un gel de pictură destul de viscos cu care puteți realiza un design embosat, un design așa structurat și care nu necesită top deloc. De-aia îmi place mie maxim. Mai bine. Așa. Marina, eu zic că e gata, da. Așa. Șterg aici ca să pot pili, că altfel n-am cum să pilesc. Așa. Și vin tot cu capătul ăsta subțire. Da? Micuț. Dă un pic mai așa, ca nu... Acum e perfect. Așa că dacă vi se întâmplă la o clientă, așa, nu o lăsați. Adăugați o picătură de material și este minunat. Aici un pic mai merge pilit. Eu și sunt așa perfecționistă. Cine de aici mai e perfecționistă? Ia să văd, aveți și voi chestia asta, perfecționismul ăsta în sânge? Cine mai e? Ok, mai trebuie după aia o pilă de final, dacă e cazul. Așa, desprăfuim. O să vin cu nail prep și o să spăl unghiuța, așa cum am făcut și la început. O desprăfuiesc încă un pic, dă-mi un pic. Și cu periuța aceasta, iată, asta e. Bine, bine. Și voi veni și cu o pensulă și cu nail prep. Așa, ok, întoarce. Așa, și îmi iau nail prep-ul și înmoi pensula aici. O înmoi. Și eu îmi voi spăla unghiuța, da? Iată așa. Și eu în felul ăsta scot tot praful din cuticulă. Și îmi rămâne unghiuța curată, curată. Pregătită pentru top. Și eu sunt perfecționistă, îmi place să iasă totul impecabil, nu pot trece cu vederea nimic greșit. Da, știu ce înseamnă asta, fetelor, perfecționismul ăsta, nici nu știu să zic, din păcate nu întotdeauna e chiar bun, bun el. De multe ori se consumă multă energie pentru perfecționismul ăsta și de asta zic că nu e întotdeauna bun. Așa, deci cumva eu am spălat unghiuța. Este că am observat aici o chestie. Când am adăugat pe partea aia, am atins, cred că și-am dat și pe suprafață puțin gel. Puțin, puțin de tot. Și ochii mei, dacă văd, cumva am zis, perfecționismul de mine iese imediat. Așa. Bine că am văzut acum, că după aia mă deranja rău. Așa. Le-am curățat și acum pot să aplic topul, da? Deci e placa unghială curată. Acest top voi folosi, un top mat. Elite Matte, da? Top. De la Luxorize. De, mânuță. Puteți să aplicați în două moduri. Cu strat de alunecare sau din start pe toată placa unghială, frumoasă, la așezați. Cum vreți voi, cum vă place vouă. Puteți să aplicați pe toate unghiile odată sau doar pe una. Polimerizați un pic, apoi cealaltă. Nu putem da cu cleaner în loc de nail prep?
Ba da, se poate, dar nail prep-ul și dezinfectează și deshidratează, are cumva mai multe funcții, de-aia eu îl iubesc mai mult. Este ok să atingi pielea cu nail prep? Nu face alergii de la el? Nu. De la nail prep, nu. Dacă sunt persoane alergice, asta e altceva. Dacă sunt persoane... Dar e același deshidrator și deshidratorul de obicei se demea. Se pune și pe, se dă și pe placa unghială și pe falduri chiar. Se vede acolo, n-am fugit din cadru? Da. Uh-huh. Ok. Hai, pune. Eu pun câte una așa pe rând, da? Și polimerizez câteva secunde, după care o să las mai mult în lampă. Așa. L-ai făcut cu tipsuri reutilizabile? Da. Cu tipsuri reutilizabile. Iată, asta e cutia. Cu Apex-ul poziționat la 50%. Așa. Nu te fuție. Marina. Dacă vreți, puteți să vă folosiți și de pensula aia subțire ca să dați frumos conturul ăsta din jurul cuticulei, cum vreți voi, cum vă e mai comod. Pune câteva secunde și dau pe următoarea. Deci o să uscăm la final toată mâna. 60. Da? Așa. Asta că văd eu aici comentariile, le mai văd și eu. Sunt și eu atentă și la comentarii, așa, printre picături. Și îmi place să văd cine îmi scrie, îmi place să văd numele, să vă rețin numele și să interacționăm. Așa, hai pune. Oare sunt aici cu mine acum în live și fete din Republica Moldova? Sunt tare curioasă. Ia să-mi scrieți acolo dacă ești cineva din Republica Moldova. Și sunt curioasă dacă lucrați cu tipsurile reutilizabile. Așa, dă-mi. Uh-huh. Sau voi, cele care sunteți aici, spuneți-mi, iubiți tipsurile reutilizabile? Le folosiți sau nu prea? Sau ați încercat și ceva nu v-a ieșit și ați întâmpinat provocări? Ce anume nu v-a ieșit? Ce provocări ați întâmpinat? Așa, pune degetul ăsta mare, așa. Ia să văd. Mai sunt întrebări? Aveam și 115.000 de inimioare. Fetele sunt tare active. Așa, mai avem tare puțin. O să trecem imediat și la design. Hai să-mi pregătesc eu gelul acesta al meu. Așa. Și perluțele astea. O să fac design doar pe două unghiuțe. Cine iubește poate să facă și pe toate. Însă, na, din punctul meu de vedere, e un pic cam mult dacă aș face pe toate. Asta e pensula pe care o să o folosesc. E tot de la Sensopro. Dar e o pensulă subțirică. Așa. Haide, mânuța. Pe inelar, am zis că fac, și voi veni, voi lua un surplus de material pe pensulă, vedeți, el nu curge deloc, e destul de văscos. Și voi trage niște linii, vreau să-mi rămână așa, groase, da? Să fie un design embosat. Așa. Încă una. Un pic mai scurtă.
Aici iar, alături. Se vede? Uh-huh. Ok. Mai pun și... trebuie să iau mai mult pe pensulă. Dacă iau puțin... Deci nu se opri și muzica. Dacă iau puțin, nu va rămâne așa în relief. Și eu nu vreau. Vreau să-mi rămână în relief. Pentru că se vede destul de frumos designul acesta. Mai e îmbosat așa. Și cred că e destul de ușor să realizați, să reproduceți această manicură. Ziceți și voi ce e greu aici. Așa. Încă câteva. Și o să vedeți cum încorporez și acestea, perluțele printre. Iată așa, aici pun mai puțin. Două perluțe, nu o să pun mai mult. Ok, iată așa. Da? Hai, pune la polimerizat. Și perluțele, așa cum v-am zis. O să le lipesc pe baza aceasta rubber. Da? Rubber base de la Luxorize. Mie îmi țin destul de bine perluțele și pietricelele dacă le aplic anume pe această bază rubber. Am vrut să șterg camera, dar nu-i cazul. Așa. Iată perluțele astea le voi folosi. Astea micuțe. Asta. Găsiți setul ăsta tot pe Luxorize. Haide, dă-mi, că oricum o să mai ținem. Și voi lua o picătură de bază rubber pe vârful pensulei și o pun, iată, fix aici. Aici vreau să pun o perluță. Deci am pus o picătură mică de tot. Și voi lua, eu încerc să iau tot cu pensula perluța, dar o iau de partea cealaltă, da? Să nu o murdăresc cumva de... haide. Nu vrei să te așezi? Ce liniște s-a făcut dintr-o dată. Ok. Hai să-mi așez un pic un bețișor. Așa nu vrea. Iată, să o așez un pic mai bine. Să o apăs, că vreau să se... să se lipească bine cu baza aceea pe care am. Uh-huh. E perfect. Și încă una. Deci mai aplic. Iată aici, în zona aceasta, încă o perluță micuță. Dar cred că o să mai pun încă una aici, că îmi place cum se vede. Voi ce ziceți? Mai pun una? Ia, dă-mi. Deci, așa. O pun pe aceasta aici. Ok. Așa. O așez un pic. Se vede la voi? Scrieți-mi dacă se vede bine. Așa. Aici, unde... dacă cumva s-a dus baza pe topul ăsta, da, și se vede, eu voi șterge puțin de tot. Așa. Și, cum am zis, vrei să mai adaug una? Sau rămânem cu două? Ce ziceți? Repede acum comentați. Repede, repede. Rămânem cu acestea două sau mai punem una? Ce ziceți voi? Deci rămânem cu asta două. Hai, pune acolo. Se polimerizează și cam asta e designul. Voi atât trebuie să reproduceți, da? Deci manicura cu acele două geluri pe care le-am folosit și eu, da? RevoFlex Builder Gel și Jellyflex Gel. Deci una e roz, e un cappuccino și cealaltă Aurora Bliss, da? Deci cu aceste două vreau să-mi reproduceți manicura și anume designul să fie făcut cu acest gel, să fie designul ăsta de suprafață embosat și cu două perluțe, da? Dă-mi să pun și pe aia mare, o să fac și pe unghia mare, pe laterala asta altă, ca să fie
frumos. Am zis că vreau să fie manicură așa. Mai. Așa. Uite ce frumos e gelul ăsta. Deci e superb. Anume ăsta. Și o să le fac chiar dungile astea mai late, mai groase, mai... Așa. Iată așa. Deci pe pensulă trebuie să luați mai mult. Dacă luați pe pensulă mai puțin, nu o să vă iasă designul ăsta așa frumos. De suprafață, da? Ok. Adaug și aici un picuț. Așa, aici un picuț. O să pun perla în zona asta. Așa. Și aici puțin. Ok, hai, polimerizează un pic. Și mai punem perluțele, încă două perluțe și cam asta e tot. Scrieți-mi și mie, vă rog, în comentarii, cum vi se pare? Cum vi se pare tehnica? Cum vi se pare designul? E greu? E ușor de realizat? Scrieți-mi acolo. Wow, abia aștept să realizez. Da. Nu mai intru în concurs că trebuie să ne ducem la spital și nu am materiale. Ce să zic, fetelor, eu v-am dat 4 zile, pentru că am zis că poate că vine weekendul și poate unele nu ați reușit să dați comanda. De. Și atunci am zis că vă dau 4 zile ca să realizați manicura. Zic eu că e suficient. În 4 zile vă vine și comanda și... Asta e. Eu aștept oricum lucrările voastre pe pagina mea de Instagram, maria.savchenko academy. Așa. Hai să o și apăs un pic perluța asta. Ia, se vede ce fac eu aici? Așa. O apăs un pic și o punem și pe cealaltă și cam asta este. Cum vi se pare vouă manicura asta, nu manicura, designul acesta. Da? Cu perluță și cu... Ce părere aveți de el? Hai, pune să se polimerizeze. Codul de reducere. O rog pe colega mea să-l scrie, dar este STAR 10 LM. Aveți 10% reducere la ojele semipermanente Elite Pure, da, Luxorize, și la gelurile Jelly Flex. Da, aveți 10% reducere. Bineînțeles că aveți și la lămpi, pentru că ați fost hărnicuțe și mi-ați lăsat acolo 100 de mii de inimioare. Și aveți același cod de reducere și pentru lămpi. Da? Așa. Ce ați mai comentat voi acolo? Sau facem duet. Sau facem duet, dar la ce... Nu știu la ce te referi. Da, aveți 4 zile la dispoziție, fetelor. M-am gândit să vă dau 3, dar vine weekendul și cred că e ok ca să reușiți să vă faceți și comanda, să aveți aceste geluri, aveți și reducere la ele, deci... Nu știu ce vă împiedică. Chiar vreau să fiți hărnicuțe. Hai, dă-mi mânuța. Așa. Eu i-aș da încă o pilă de final, da? Că după ce aplicăm topul, e foarte bine să mai dăm o pilă ușor, ușor, ca să definim cumva forma, da? De jur împrejur. Ușor, ușor, să nu... Așa. Aici aproape că nici nu e cazul. Ok. Așa, mai departe. Marina e și foarte sensibilă ea. La pilit, la tot. Cuticula o are sensibilă. Dar e bine că am așa model ca să vedeți și voi cum lucrez. Ați văzut la cuticula ce am făcut. Deci, a avut cuticula destul de mică și cum e și sensibilă și i-am șlefuit-o. Te și doare aici, nu? Nu. Nu? Ok. I-am șlefuit-o cu acel capăt de freză, albastru e ăsta.
Asta este. Așa. Și cu apă. V-am mai arătat și în live-urile trecute, că iubesc foarte mult șlefuirea asta cu apă. Așa. Da? De jur împrejur cu pila, ca să mai definim un pic forma. Ok. Așa. Și după care eu pot să șterg cu un șervețel umed sau clienta se poate spăla pe mânuțe și apoi voi aplica un ulei de cuticule, da? Iată așa. Aplic doar pe cuticulă, nu și pe... de mai încoace. Nu pe peste tot. Așa. Aplic, masez un pic. Dacă vreți să faceți poză, neapărat uleiul ăsta trebuie întâi masat, apoi șters cu un șervețel sau să se spele chiar, pentru că în poze nu se vede deloc frumos pielea să fie uleioasă. Da? Deci trebuie să fie mată, hidratată. Și uleiul ăsta îl găsiți pe Kitungi. Îmi place că e ușor de folosit. Ok. Și masăm un pic. Și cam asta e tot. Deci, asta este manicura noastră de azi. Chiar mi-am propus azi să stau mai mult cu voi. Și am reușit să-mi spuneți și mie dacă e prea obositor sau vreți să stau mai puțin sau nu știu. Hai să arătăm manicura. Se vede așa? Cum vi se pare, fetelor? Așa, bună seara. Folosesc soluțiile Luxorize, dar îmi prinde aer la vârfuri, geluri și oja. De ce? Dacă aplici topul, dacă te referi poate și la top, dacă aplici topul pe baza rubber, eu îți recomand să ștergi întâi stratul de dispersie. Și încă o chestie, da? Gelul se poate desprinde de pe vârf, din mai multe cauze, da? Dacă e placa unghială foarte moale și aplici un material dur, dar despre asta am zis că vorbim într-un live, da? Trebuie să-mi spuneți voi, dacă vă doriți, un live în care vă explic mai mult partea teoretică. Deci tot ce trebuie să făcut este să refacem manicura și să trimitem. Da, trebuie să trimiteți poză. Hai să întorc camera, că am terminat. Așa. Deci tot ce trebuie făcut, da. Am citit încă o dată comentariul ăsta. Da, unghia e foarte moale. Păi da, fetelor, când e unghia foarte moale, dacă voi aplicați un gel dur, e clar că crapă. Și atunci trebuie neapărat să veniți cu un pic de flexibilitate. Gelul auriu. Îl arăt așa. Ia, se vede mare. Asta. Asta este gelul auriu. Hai să vă dau lumină la el. Poate îl vedeți mai bine. Da. Asta este. E painting gel perfect line. Da? Gold glam. Mie îmi place foarte mult gelul ăsta și îmi plac și perluțele, dar voi mi-ați sugerat data trecută să folosesc perluțe. Așa că am zis, hai să le încadrez în designul ăsta. La designul ăsta m-am gândit de data trecută și m-am gândit și cum să încadrez perluțele. Fetelor, vă mulțumesc că ați fost lângă mine, ați fost foarte drăguțe, foarte hărnicuțe. Am ajuns la 100.000 de inimioare. Mi le-ați dat voi așa cum v-am cerut ca să vă dau codul de reducere. Și spor la unghiuțe. Aștept lucrările voastre pe pagina mea și voi alege o câștigătoare. Da? Așa cum am promis, așa cum am dat și data trecută o lampă, de data asta vom da un aspirator. Da? Aștept, abia aștept, vreți codul de reducere imediat, îl dau încă o dată, abia aștept să văd lucrările voastre. Star 10 LM.
STAR 10LM. Acesta este codul de reducere și îl aveți la ojile semipermanente Elite Pure Luxorize și la gelurile Jelly Flex. Seară bună, fetelor! Să vă fie de folos tot ce am arătat aici. Vă mulțumesc pentru toată atenția voastră și o să ies. Să aveți o seară cât mai frumoasă!